Bună! Bună ești tu! Mulțumesc! Bine ai venit la Academie! Academia Horia Brânciu, care e la curte! 1, 2, 3 și... Tabarabaram! Ah, yeah! Academia Horia Brânciu. Mai stăm un pic, uite, ne întrebăm pe domnul Mihai ce vrea de băut astăzi la podcast. Săruna. Bună ziua! Mihai. Miruna. Nu beau nimic, o să iau măr. Bine v-am găsit, dragii mei, bine ați venit la Lucruri Simple, se știe. Astăzi a venit Mihai Mărgineanu. Noi îi spunem Michael The Edge, de la formația U2. Cafea, da, dar scurtă și fără nimic. Bun. Două scurte, încă diferite. Când ajungi să crezi că viața e o povară și când dureri de neînțeles te apasă greu. Mă mai țin mult cu porcăria asta în față? Da. Ca să... Băi. Și îmbrățișări mai dănuiești. Vezi că eu pot să mă și dezbrac. Și nu să... Ia că mă în spate. Și nu o să mai filmez nimic. Zarița zanga, mi se rupe zanga și se întrerupe la mișto. Sus. Ce facem cu Michele? A intrat? Intră și el. Pe scările astea? Acum cât nu. Pentru el am o scurtătură. M-apucai de cismărie. Mel, scoici, raci, craci. Tu ești plătită pentru chestia asta? Da. Foarte bine, dacă nu te plăteam... Deci cursuri, acum coborâm. Dacă nu te plăteam eu. Și nu uitați să facem Spune Inima pe 22, 23, 24 noiembrie. Aprinde o țigară și fumul ce se înalță nori albaștri ca un vis. Hai, ok, stai regulă. Hai. Și aici gata. Scap de mine. Ai intrat? Am venit, băie! Am venit, băie, nebunul, băie! 1, 2, 3, 5! Am venit, nebunul, băie! Vă mărturisesc cu rușine sau cu mândrie că n-am văzut nicio emisiune de-a voastră, niciodată, da. În sensul că n-am văzut nicio emisiune de-a nimănui și îmi cer scuze, nu știu cum se întâmplă. Salut, domnul Cristi Crețu, arătați foarte bine. Foarte bine. Căciulița e pentru frig. Fac foarte bine, suntem sănătoși, băiniți. Deci eu ieri noapte stăteam și mă întrebam. Astăzi trebuie să se întâmple ceva. Pentru prima dată. Per la prima volta. Și într-adevăr s-a întâmplat. Per la prima volta. Ce s-a întâmplat? Niciodată nimeni n-a fost un fulgerător, străfulgerare mai rapidă ca a ta să să intri acolo și să te prindă aici imediat. Ai deschis ușa, a intrat. A, da. Arăs foarte bine. E o invitație sau... Ăla-i microfonul tău, faci vrei că în stânga și dreapta. Așa. Ei sunt băieții, la tobă este Vali. La... Vali, nu te văd că e becul ăla bate în față. Să trăiești. La acordeoane este Alin. Salut, Alin. Cristi la chitară și la pian și vioară autentică. Prieten, că uite cum îl cheamă. Este Kevin Costner. Kevin Costner. E Marius Vădva. La chitară în partea asta, băiatul cu șapcă caramelizată, este Michele Placido, un actor italian. Michele Vișan. Michele Vișan Placido. I se spunea pe vremuri, când era mai tânăr, știi cum i se spunea? Nu. Placido Robingo. Placido Robingo. Eu neștiind că tu ai toată șatra aici, am venit cu șatra mea. Foarte bine. Toată lumea a zis, băi, la Brânciu se cântă, de ce ai grijă? Și dacă știam că e domnul Crețu aici, nu-i mai spuneam. Păi nu. Domnul Crețu nu mai e Crețu, pentru că tot țara sunt cap și nu mai e Creț deloc. Și e aici un hairspray, cum zice la musicul ăla. Pentru că ești un mare băutor de cafea, vine chiar cu cafeaua. Da. Două cafele, așa. Am vorbit cu... Ai cerut două cafele? Da. Și diferite. Da. Mulțumesc. Ai cerut două scurte? Da.
este, știi, toată lumea care se uită la cafea zice, mamă, tu bei așa ceva, de câte bei? 5 sau 6, dar... Pilot și copilot. Mulțumesc, nu, Cristian. Nu, pilot. Mulțumesc foarte mult. Și copilot, da, bravo. Și ele fiind așa mici, nu au cofeină atât de multă cât are cafeaua pe care o bea bunica mea, care era fiartă, știi, nibric. Și eu o fierbea, bine de tot, după care o bea în 3 ore. Dar aia, stând pe zaț, ea degaja foarte multă cofeină în acea băutură și în momentul în care o bea, ți se ridica un pic tot părul de pe mâini și asta este o cafea foarte prietenoasă. Am avut aici dacă e bună. Că e de, ea chiar vreau să văd dacă e bună. Chiar cafeaua. E foarte bună. E foarte bună. Și dacă nu o bei, așa? Dacă o bei, dacă bei un expreso dublu într-o singură cană, schimbă gustul. Asta, da, asta eu vreau un candy verde, că schimbă gustul. Când mai vrei ceva, te rog să-mi spui. Aici avem cafele, nu avem manele, avem cafele. Ce mă bucur. Ce mă bucur că eu am un când... Ne venim de la repetiție acum, noi doi. La ce ați repetat? Să... Am repetat un cântec care chiar așa începe. N-avem cafele, ci manele? Nu. Sunt un fiind taclagiu, sunt simpatic, sunt chefliu, sunt câteodată arogant, câteodată ignorant. Nu dau doi bani pe tine, cum nu dau doi bani pe mine? Și mă rog la Dumnezeu chiar și atunci când îmi e bine, zice cântecul. Dar la final, zice, și nu-mi place maneaua și dacă îți place maneaua, te-aș bate până la sânge, la curcu nu iaua. Așa sună cântecul. Foarte bine. E lansat deja, adică nu vreau să-i pietez asupra... Este un cântec pe care l-am făcut acum foarte mulți ani despre o băutură care se numea pe vremuri Adio Mamă. Asta e o băutură? E o băutură. Era o băutură, adică o beai și Adio Mamă. Era o băutură din perioada interbelică, chiar a mers până după război. Era o băutură, un fel de mitilic, o mizerie, evident. Și după această băutură, la un moment dat s-a făcut un restaurant în București care se numea chiar Adio Mamă. Și de la acest restaurant în care eu m-am simțit foarte bine o perioadă lungă de timp, am făcut un cântec legat de el și e un fel de declarație de intenție, adică mă prezint eu pe mine, cine sunt și cu ce mă ocup. Dar cu ce ocazie ai făcut această repetiție? Că am sala palatului. Ai sala palatului? Da, de ce o chestie care palatului? Pe mine mă scoate total din sărite și din Te rog să-mi spui să spun, exact ce pe te mine doare. Mă doare foarte tare sala palatului, mă doare că este o singura sală în care se pot strânge mai mulți oameni în București, dar este o sală foarte grea din punctul meu de vedere. E un spectacol greu pentru mine pentru că este, nu știu ce se întâmplă acolo, probabil că din cauza lui Ceaușescu. Probabil că erau acolo foarte mulți aplauze. Se întâmplă ceva la sala pentru mine. Nu știu cum e la tine care faci 800 de sala palatului una după alta, 400. În general, muzica. Eu nu înțeleg, eu n-aș putea să fac două spectacole la rând pentru că m-ar lua salvarea după următorul. Simți că se întâmplă ceva în timpul spectacolului cu tine? Nu, în timpul ăla nu e nimic. Până când începe. Nici când începe. Nu e vorba de emoțiile alea de început. Ai emoții că intri. Cei care vin acolo, clar că vin pentru mine, nu vin pentru tine. Ăia vin acolo pentru mine, când vin la mine. Da. Vin pentru mine, vin pentru tine. Când vin la tine, vin pentru tine, nu vin pentru mine. Categoric. Deci e clar că sunt ai mei. Nu am așa mare emoție decât să nu mă fac de râs, că cine știe ce pot. Eu mai vorbesc din când în când și câteodată vorbesc foarte, foarte ciudat. Și atunci nu am emoții, dar e o... Bă, urăsc să spun asta, dar e o energie ciudată în sala aia. Să știi că nu e singurul care a gândit chestia asta, când a venit Zubin Meta, de exemplu. A zis că el nu mai cânta aici pentru că nu i s-a părut sala, i s-a părut sala ciudată. Drept pentru care la George Enescu s-au pus niște, mă rog, nu vă explic acum, s-au pus niște lucruri scenografice mari pe scenă, tocmai pentru a cât de cât a prezerva sunetul. Tu vorbești serios? Da, foarte. Adică îți dai seama, sunt acolo niște încercări mari, simfonice și mai departe, unde sunetul este, trebuie să se audă și fluierul din spate. Nu că la noi totul... La Ateneu se aude. Ateneu e făcut după modelul, după scala din Milano. Se aude totul. Dar ce zic eu asta, bă? Că am energie proastă la sala palatului. Asta o zic eu și... Eu fac spectacolul ăsta pentru că la un moment dat trebuie să mai vii cu... Să aduci ceva... Ce ai scos, să mai dai oamenilor înapoi, că tot de la ei ai scos și le mai dai înapoi niște lucruri. Sigur, dar între timp și tu capeți alte experiențe de viață. Tu știi, Brinciu, că am făcut anul ăsta, împlinesc 20 de ani de când sunt pe scenă?
Bine, nu te întreb pe tine câți ani ai de când ești pe lumina artificială, că te apucă depresia. Dar 20 de ani, măi, omule, tu zici. Și tu de, și tu faci de, de scenă muzicală tot cam așa. Nu, eu sunt mai tânăr decât tine. 19. 18. Da, s-a întâmplat acolo în perioada anilor 2000 să-mi placă mie cum sună cu trupa și după aceea m-am gândit să încep pe, pe drumul ăsta. Dar de-abia la 35 de ani, nu la 36 ca tine oficial, la 35 de ani am zis hai să fac ceva serios. Iar tu, să zic așa, ai fost victima, de data asta pozitivă, a multor situații în care au zis bă, uite, publicul reacționează la mine. În special, și aici mă duc direct la la întâmplarea de la Teatrul Național cu Gore, de exemplu, când într-un spectacol de improvizație, Cătălin Neamțu a zis, a mă, cântă și tu. Sau nu ți-aduce aminte de chestia asta? Da, 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 știu, 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 când și am mai făcut o improvizație noi doi, eu trebuia să cânt septembrie luni la Răzvan și Dani și tu trebuia să cânti mai scoși la școală, adică ce începeau băieția. Eu i-am spus lui Brânciu atunci, bă, una e să fii muzician și alta e să fii lăutar. E diferență mare. Eu sunt mai mult lăutar decât muzician. Tu ești muzician, tu ai trăit într-o familie de muzicieni, tu ai avut pian în casă, cu coadă, în baie, unde l-ai avut tu? Vorba aia, fratele tău este cine este, dacă nu știați, doamnelor și domnilor, fratele lui Brânciu este unul dintre cei mai mari tenori din lume. Dar nu știați, vă spun eu. Mai căutați, că e interesant. El este unul, tatălui, mamă... Ideea este că... au fost ingineri, nu? Da, da, uite ce frumos te-ai dezvoltat. Iar tu nici nu bănuiai că o să faci, nici în copilărie, nici în adolescență, nu bănuiai că o să faci vreodată sala Palatului. Dar nici mi-am pus problema vreodată, ce, ce să caut eu la sala Palatului. Doamne, dar nu despre asta este, vorbeam de cântecul ăla și am zis, băi Brânciu, vezi că aici trebuie să fii un pic lăutar. Ei au repetat, foarte cinstit, foarte frumos, și au cântat altă melodie. Da, mă, dar mai ții minte, Michele? Și au cântat altă melodie. Dar știi de ce? Pentru că el când cântă, Mihai când cântă, face așa. Exact. Naturalul simțitor, știi? Eu când cânt, băi, gândești, stau... el gândește. Eu exact, gândesc. Știi? Cine te pune gândește să gândești? Da, da, băi, stai puțin să... Și, mergi, coi, băi, nu așa. Și acolo la colț. Țin minte că Mistrețul, care și acum cred că face tot el taie, face montaj, da, de montaj, el, da, a ieșit acolo de la el și a zis hai să te văd acum, Mărgineanu, dar să te văd cu septembrie luni. Care am găsit-o, a făcut-o domnul Cristi Crețu de la fa minor. Dimineț de septembrie. Evident că noi am spus dimineț de septembrie. Cu aromă de cafea. Dacă ne înțelege. Așa, și a ieșit foarte frumos, ne-am distrat tare de tot, dar atunci probabil că și-a dat Brânciu seama că, bă, una e să fii lăutar și alta e să fii muzician. E diferență mare. Când a fost ultima dată când ai fost la Răzvan și Dani? Eu nu mai pot să ajung la Răzvan și Dani, din mai multe puncte de vedere. Una, că e război, adică nu... Războiul rozelor? Doi, că nu... ei sunt oamenii mei dragi, adică prietenii mei dragi. Cel puțin Răzvan este un... e foarte drag, este ca și... Nu? Mi-e foarte drag, Răzvan. Dani e cu mâina mai la sprânceană, așa mai... este foarte delicat. Dani este... Dani ar putea să fie Mihail Șora, Dumnezeu să-l odihnească. Dani o să ajungă să învățăm de la el cum se bate un cui, cum se sărută o femeie, cum... Adică poți să înveți orice de la Dani. Da, da, ai dreptate. Nu, mulțumesc. Mulțumesc. Dar, doi, nici nu prea mai vreau să merg la... Nu la Răzvan și Dani, la nicio emisiune nu prea. Și, apropo de asta, tu mai ai soată să vin la tine și nu... Că nu mi se pare că am eu ceva de zis. Când am ceva de zis, mai vin. Ce, dar... ce te-a determinat să treci peste... Două lucruri. Unu, Damian Drăghici. Adică datorită sau din cauza lui și Damian? Și din cauza și datorită. Așa. Liana Stanciu. Și acum am zis, bă, dacă oamenii ăștia mă cheamă, nu poți să refuzi, nu poți să fii tâmpit să refuzi așa la nesfârșit. Spui, nu, haide-mă, bă, te rog eu, vină-mă și la mine să, hai să vorbim despre niște lucruri. Nu vin, bă, nu vin. Nu poți să fii atât de prost. Și atunci dacă Brânciu m-a chemat primul, putea să-i zic, bă, aveți că mă duc la Damian Drăghici, la tine nu vin, mă duc la Liana, la tine nu vin, sunt niște lucruri diferite, facem lucruri diferite, fiecare cu aia, nu puteam să... Și atunci, dar jur că tu ești ultimul. Auzi, dar cea mai importantă întrebare, regreți?
Nu. Așa nu vreau. E vorba de regret, e vorba de... Adică simți că timpul tău acolo a fost irosit? Nu, dar nu e vorba asta de e timp important. Irosit, că nu irosit. Și pentru prima dată lumea ți-a auzit, după multe întâmplări, după 20 de ani de nebunie artistică, ți-a auzit și părerile concrete, față în față, tu de mult de-a mai apărut să spui un păsurile. Păi că n-am nimic de spus. Dacă am ceva de spus, apar eu, stai liniștit. Dar dacă n-am nimic de spus, mă duc așa ca prud. Da, eu de asta m-am ferit să mă duc, că n-aveam nimic de spus. M-am dus la Bobonete primul și singurul, da, pentru știu. Că Bobonete făcea podcastul deasupra apartamentului meu. Deci el era deasupra și de foarte multe ori făcea oia. Gineanu! Eu auzeam că ce eu mă trezesc stil. Dimineața la 6 și ceva. Exact. Și mă mai duceam pe la ei pe sus. A fost foarte interesant că m-am dus și era doar Octavian Dumitru. Atunci m-am, chiar am fost surprins, plăcut surprins și m-am și bucurat că l-am văzut. Dar de foarte multe ori, odată a venit Smiley la el și l-am mâncat în anus pe Smiley să întrebe la final, dar Mărginanu ce face? Și el a zis, e jos. Și m-a strigat. Mărginanu! Asta s-a întâmplat pe la 6 după amiaza. La 3 dimineața încă eram acolo. Am sunat-o eu pe Gina să-i zic, bă, mai lasă-l un pic pe ăsta, că Gina era cu copilul mic. Mai lasă-l un pic, dar n-a răspuns din fericire. Știu că m-am întâlnit cu ea peste vreo 6 luni și a zis, i-am zis, bă, te-am sunat în seara aia să zic, haide bă, las-o, dracu. Bă, că a fost, bă. Auzi, dar știi că atunci când a venit Smiley aici, el a venit cu inima deschisă, dar el nu știa că o să stea. El a fost primul om care a stat peste 4 ore. Cine, Smiley? Da, pentru că și el mai, el a avut celebra. Bă, deci ce cu grădina în pădurea cu alune? Ce cu asta? Asta nu se poate așa ceva. Și a început să facă sintaxa, morfologia și toate nebunile pe în pădurea cu alune. Dar ce caută doi pitici, mă? Și așa a început, și a început. Uite pupăza și... Dar ce caută pupăza acolo? Eram pe toți pe jos. Ia ținem un sol. Ia un sol major. Alif! Alif! Te uită afară! Alif! Alif! Te uită, e vară! Așa era. 7 pitici se îndreptau către căsuța din poveste și nu știau, nu bănuiau înăuntru cine este. Cânta un cor, cânte culoare, cânte cu piticilor. E o glumă. Cânta un cor, cântecul lor, cântecul piticilor. Pam, pam. Alif, 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 te uită afară. Alif, 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 te uită, e vară. Și atât. Această piesă este dedicată soției mele. Iubita mea, exact. Ți-am zis că se gândește mereu la tine, exact. Ai camera ta. Ai camera mea? Mă rog, las camerele Alif. Tale Alif. Da, Alif. Așa l-ați cântat și voi? Nu, nu, Ali, nu Ali, Ali, dragă. Nu te băga, e Alif. E simpatic, dar e Alif asta. Chiar mi-a dat o idee. Am și o rugăminte. Florian, poți să-i spui lui fii mea să ne aducă și mie o cafea? Mai vreau cafea? Nu, e ok. Să mă aducă și mie o cafea, că mi-a făcut poftă. Da, miroase frumos. E bună. Ca să nu poți să stai și scaunul, e puțin mai dur scaunul, așa, și poți să stai și ăsta aproape de tine. Eu sunt foarte relaxat. Sunt extrem de relaxat. Nu par, dar... Mihai are o modestie exacerbată, pentru că eu, investigând în ultimele săptămâni viața lui, mi-am dat seama că este unul dintre oamenii, și o să-l invidiați, după ce o termine podcastul ăsta, o să faceți cel puțin una dintre... nebunile pe care le face el. Măi, nu vă pot spune acum pentru că trebuie eșalonat să vi le dau. Că dacă vi le dau pe toate, după aceea se blochează. Să ne ferească sfântul de invidie, că la invidie nu e bine, bă. Că la invidie orbul începe să vadă, surdul să audă, mutul să vorbească, mai bine fără invidie, că dacă mi-e frică de ceva în afară de mânia de Doamne, mânia Doamnelor mă sperie cel mai tare. Să nu zic femeile ale dracu, am zis mânia Doamnelor, mi-e frică de invidia altora. Eu cred că singura mânie de care trebuie să ții cont pe lumea asta este mânia Andrei. Stop. Da, eu am vrut să zic asta într-un fel mai poetic. Bă, da, dacă mi-e frică de ceva, mi-e frică de o femeie care s-a supărat pe tine. S-a terminat, gata. Deja poți să te gândești ce culoare să aibă sicriu. Pentru că ea nu te vrea să-ți pară rău.
te vrea mort, dacă se poate. Nu, nu, e... Între timp o să-ți pară și rău. Să te ferească Dumnezeu să superi o, să superi o femeie. Că s-a terminat. Și mai ales femeia ta. Atunci, da, dragul meu. I-am văzut de multe ori ochii încruntați ai Andrei, dar de cele mai multe ori i-am văzut zâmbind. Așa da. Că totul e în regulă. Pentru că o țin fericită. Sper să nu se uite. Băi, deci când zice chestia asta, știi, e un actor ăsta. A fi sau nu fi? Aceasta e întrebarea. O țin fericită, să știți. Eu o țin fericită. Este un text pe care l-am învățat. Deci când zice chestia asta, mă câștigă. Da. Mă câștigă. Mihai Mărgineanu s-a născut pe 2 octombrie sau 2 octombrie 1969. Ăsta e motiv de invidie. Bă, de ce s-a născut pe 2 octombrie și nu pe 5? Sau pe 7 de ce s-a născut Putin? În 1969? Pentru că e o poziție foarte interesantă. Și a absolvit Liceul de Electronică Industrială, apoi Academia Română de Management și Universitatea Tehnică de Construcții, Facultatea de Instalații. Nu am absolvit-o. Mai e timp. Este critic... În viața de zi cu zi scrie despre ce îl deranjează, iar dacă ar fi să ajungă președinte, după spusele lui, ar tăia în carne vie. V-aș amaneta pe toți și nu v-aș prinde. La 10 ani. Pentru o zi președinte. La 10 ani a început să citească seria Vinetu a lui Karl May și visa să devină cowboy. După aia a vrut să fie marinar de cursă lungă, ofițer de contrainformații, apoi inginer electronist. Nu e ieșit niciuna, din fericire, zice tot el. Am aproape. Totuși s-a apucat de not și să treacă cu pistolul la un club de tir de la Casa Pionierilor. Prima oară a vrut să se căsătorească cu vecina lui de la etajul 9. O chema Mihaela. Mihaela, da. I-am spus și lui tata atunci, s-a supărat. Da. Mihaela... zis să nu te însori. Nu! Mihaela, care era cu un an mai mare decât el, stătea în blocul L14 din Ozana Sălăjan. Iar Mihai... avea 5 ani. Da. Astăzi, mai îndrăgostit de viață ca niciodată, el este Mihai Mărgineanu. Cam ăsta a fost podcastul nostru. Am zis asta, că m-am îndrăgostit de Mihaela când aveam 5 ani, dar că, am zis-o de mult, mă. Asta. Mi-am adus eu aminte acum. Da, așa este. O să te aduci mai multe lucruri aminte. Am mai zis că am tot felul de... Eu am foarte multe interviuri date de-a lungul timpului, pe unde le-am uitat, dar în general, nemințind foarte mult... Nu, tu n-ai mințit, tu n-ai obiceiul să minți. Nu, că mi-am dat seama că e greu, că trebuie să ții minte minciuna și aici e problema. Odată cu vârsta, se duce și memoria și te faci de cacao când uiți ce ai mințit. Aia e. Mi-e frică să mint și nici rușine. Mi-e frică că mă prind. Pe mine asta, de asta mi-e frică. Mai mult sincer, ai făcut-o pentru Andreea. Ok. Deci, fii atent. Cum se numea strada, atenție, strada pe care s-a născut? Ziduri între vii. Da. Este prima dată când am o revelație. Strada Ziduri între vii, fiind o stradă pe malul lacului Fundeni, atenție, eu cred că Ziduri între vii poate să fie titlul unei piese. Da, poate să fie. Strada se numește Ziduri între vii pentru că a fost o moșie a unui moșier, evident, care avea o vilă imensă acolo, pe care au dărâmat-o oamenii. Ea a rămas în paralel, au dărâmat oamenii și au făcut case. Un avocat a lotizat acel teren, au făcut loturi mici și oamenii de acolo au luat cărămida din toată vila aia enormă. Era un fel de pălățel, foarte frumos, probabil că fusese, și au făcut case. Și au rămas niște ziduri între viță de vie sălbatică. De asta ziduri între vii. Da, sună frumos. Prima dată crezi că e ziduri într-o oameni vii, știi? E cu zidul Berlinului. Înțelegi? E o chestie așa, o conotație interesantă. Dar pentru că nu l-ați văzut niciodată pe Mihai în primii ani ai tinereții. Da. Asta este când eram clasa a 5-a și eram la televizor, era duminică. Eram clasa a 5-a. Pe cuvântul meu de onoare, era duminică și la un moment dat văd acolo că scrie, ne uitam la albumul duminical și văd că scrie 2 octombrie. Și băi, azi e ziua mea! Și părinții mei care erau pe jos, băi, e ziua lui ăsta! Nu cred, băi, ești rău acum! Băi, nu știu cum s-a dus tata și a făcut rost de un tort. Îți dai seama, pe timpul ceașcă, în 80 și ceva era, pe timpul, da. Nu era mă, o cofetărie deschisă. M-am făcut rost de un tort, au venit toți prietenii mei din fața blocului la mine, la etajul 8, și mi-am făcut ziua atunci, și am poza asta. Asta e o poză care mi-a plăcut, că eram drăguț acolo. Băi, iartă-mă, dar semănai chiar cu după mine. După aia nu știu ce s-a întâmplat. Uite,
semăna blond, am fost puțin blond. Eu am fost super blond. Nu, așa era părul. Și era, da, uite, deschis, zâmbitor, ochii mari. Da. Și deodată cred că m-am lovit cu capul de ceva și s-a întâmplat. A, bă, am căzut de pe bicicletă. Am căzut de pe bicicletă. Ai farmecul tău. Ți-am văzut recent un videoclip în care erai fără ochelari. Și erai un... Dacă, de exemplu, te duceai la un casting, ceea ce n-ai fost făcut niciodată peste hotare, sau să-ți dai, băi, eu sunt Mihai Mărginanu, luați-mi numele la casting să mă distribuiți în filme, eu cred că prindeai multe roluri. Tu crezi că eu vreau să joc în filme? Nu vrei. Tu crezi că mai vreau să muncesc? Mie nu-mi place munca, Brenciu, mie îmi plac doar banii după muncă. Mie munca nu-mi place deloc. Deloc, și să-mi zic că ăla, trebuie să mergi înainte și trebuie să te gândești că marea care vine, de fapt, se duce. Și tu când trece, să-ți dea senzația de continuitate, să treacă un tren prin cadrul, bă... Tu ai vreun actor preferat? Da, mulți actori preferați. Anthony Hopkins e unul dintre actorii mei preferați, iar românii am mai mulți decât americani. Adică mi-a plăcut Ștefan Iordache maxim, mi s-a părut maximum de artist. Toți bătrânii mi-au cam plăcut mie, toți ăștia mi-au plăcut mult de tot. Am avut privilegiul și cunosc pe foarte mulți dintre ei, cum și tu ai avut privilegiul să-i cunoști. Și îmi plac și tineri, acum, de ăștia mici. Ștefan ăsta mic care a jucat un pas în urma Serafimilor, îmi place foarte mult, are o față foarte interesantă. Mi se pare că el este iubitul Corina Sârghi, care e o altă cântăreață foarte... Văd că știi lucruri mondene, ești priceput, că le știi. Am și eu Facebook. Că am Facebook din cauza ta, Brenciu, să știi. Eu nu făceam Facebook dacă nu mergeam împreună la OECDC acum 15 ani. Atunci, Brenciu, a ieșit cu Facebook. A ieșit cu Facebook. Atunci a zis, a apărut o chestie mișto, Facebook. Puf. Mamă. Mă rog, era un fel de TikTok pe vremea asta. Da, exact. Era un fel de... Și pământul se rotea cât de cât normal. Acum se rotește. Da, acum îl simți când se rotește, firește. Da, corect. Și... îmi plac ăștia mari, îmi place Marcel Iureș. N-are cum să-mi placă Marcel Iureș. Dacă, de exemplu, și actrițe îmi plac. Dacă, de exemplu, Oana Pele îmi place. Eu spun acum că Marcel Iureș are nevoie de un partener într-un film și întâmplător se potrivește cu fața ta, cel actor. Te-ai duce să joci cu Marcel Iureș? Depinde. Deci ușor, ușor, lași de la tine. Nu, e bine că lași de la mine, că nu sunt cretin, dar adică sunt și puturos, dar nu sunt atât de puturos. Dar la mine depinde foarte mult, totul depinde de la sfierbinți. Dacă nu încurc la sfierbinți, fac orice. Dar să nu încurc. Alo, Dragoș? Nu vorbesc serios. Nu vrei unul Burdiles? Și vin eu în locul lui. Abe, Adiles Burdiles. Nu, da, nu, da. Nu. Cum? De mâine, da? Da, de ce mâine. Ce trebuie? N-am nicio replică. Și pui cască pe... Ok. Bine, ne auzim mai târziu. Deci eu am vorbit cu Buliga, totul s-a rezolvat. E bine, ar fi bine să fii tu în locul lui Ardiles. Ce să fac, mă, acolo în locul Ardiles? Păi îi spun eu că, în primul rând, nu vezi nimic când îți pui ochelarii pe ochi. E așa? Și pui. Eu și Văncica avem problema asta. Văncica e Celentano din Los Angeles. Da. Celentano, el când se dă Celentano. Când se dă motor, el face ochi așa. Se dă motor și el face ochi așa. Set! Și a zic, set. Nu se dă acțiune. Și zice Băncic, haideți mai repede că stau cu ochiul ăsta așa, vă rog eu frumos că nu mai pot. El îți ține ochiul. Băi, tată, e o chestie... Eu de fiecare dată mi-e teamă să-l întreb pe Băncică. Eu am auzit că dacă faci foarte mult ochiul așa... Îți rămâne așa. Da. Cu cât mai mult te gândești, cu atât mai mult există posibilitatea să ți se întâmple ceva nasol în sensul ăsta. El cred că nu mai are ce să... El și-a format mușchi ochiul așa de bine. Odată ține un ochi, Iar tu, eu cred că vezi mai bine cu unul. Nu, e foarte nasol cu aia. Foarte, foarte rău. De multe ori m-am lovit, de multe locuri. Cred că ai picioarele prin la cuvână tăi. De obicei îmi pun lentile de contact, că sunt ochelarist în chiorc, așa, dacă am citit vinetul de la 10 ani, fără veioză, că să-mi da, cu lentul. Da, la lumânare citeai. De la lumânare sunt miop și fiind miop, adică eu trebuie să-mi pun lentile de contact ca să pot să mă duc la filmări. Decât stau, îi bag pe ăștia, vin fetele la costume, dăm să-ți țin ochelarii. Ia-ți ochelarii, dă-mi ochelarii, că nu văd. Corect. Eu văd aproape, la distanță e problema. Aha. Acolo, distanța e beleau. Mi-am luat și eu ochelari. Păi tu ți-ai luat cu plus. Ce înseamnă asta? Adică înseamnă că ești bătrân. Nu. Mi-am luat ochelari pentru că nu văd... Exact.
Aia se întâmplă. Detaliu. Exact. Aia se întâmplă, se numește presbitism. A, și tu ești tânăr și eu sunt bătrân, adică. E un presbitism, parcă se numește, nu? Sau hipermetropie, care apare cu vârsta odată, pentru că se modifică craniul, care ți apasă pe ochi. Și atunci fanta de lumină nu mai intră pe pata galbenă, ca să-ți dea imaginea corectă, și tu trebuie să-ți pui ochelari de ăștia de aproape. Adică tu ai putea să vezi detaliul dacă faci așa ca tata, Dumnezeu să-l ierte. Așa-l vezi. Când îl apropii, nu mai vezi nimic. Aia este de la bătrânețe. Simțeam eu că mi s-a mărit creierul, mă. Nu. Eu simțeam. Nu. Se modifică craniul, n-are nicio legătură. Apropo de tataie, spune-mi, te rog frumos, cine a fost tanti Iulica? Tanti Iulica a fost bunica mea, mamaia mea. Care ai pomenit-o de foarte multe ori. Păi normal că am pomenit-o, pentru că ea m-a iubit foarte mult. A fost femeia care m-a crescut la modul pur, adică clar. Părinții mei au fost acolo tot timpul, dar mama a plecat dimineața la serviciu la ora 7, se întorcea la 3:30, că așa era programul. Tata la fel, pleca la 7, cum mama se întorcea la 3:30. Păi atunci eram cu bunica mea. Care eu am stat, m-am născut acasă la ei, pe strada Zidului Întrevii, numărul 66. Acolo m-am născut, acasă, că așa s-a potrivit. Și am stat la ea până la 7 ani. După care la 7 ani noi ne-am mutat împreună. Adică tata ne-a luat pe toți, a făcut o familie mare și am stat împreună. Tanti Iulica a fost cea care ne-a dimineața, ne dădea, când ne făcusem un pic mai măricei, ne făcea ouăle și ne făcea cafeaua. Cafeaua pe care o făcea ea la Ibric. La Ibric, cu zaț mult. E doar câteodată de zațul ăla, să știi. Mă, mie nu. Că eu am, inițial nu mi-a plăcut foarte mult cafeaua, de-aia ne obliga. Mâncați, ne și înjura. Mâncați, frații dracu, duceți-vă, faceți caca și la școală. Nu ne-au lăsat să plecăm neorganizați. Cu sambișun, ea tot făcea sambișun. Da, ea ne făcea tot și plecam. După care ne-am făcut mari și am devenit foarte, foarte buni prieteni. A fost femeia care mi-a dat așa niște repere, da. Inclusiv asta cu cântatul, știi? Ea cânta, îi plăcea foarte mult muzica și asculta, evident, numai muzică populară. Mă căpiați, deci nu mai puteam. Gândește că eu primele discuri pe care le aveam în casă, de la ea, în casa ei, le-am găsit, aveam un radio și un pick-up și primele discuri erau discurile cu toate discurile cu muzică populară, inclusiv Romica Capuceanu. Iar primul cântec pe care l-am învățat, într-adevăr, în viața mea, a fost un cântec de la Romica Capuceanu. Și ce vrei să cânt eu când mă fac mai mare? Dacă eu ascult Romica Capuceanu când aveam 6 ani. Evident că am cântat Romica Capuceanu când eram mai mare, pe care eu consider în continuare. Când ai cântat Romica Capuceanu? De când mă știu. Care cântecul ăla? Primul cântec a fost La Cârciuma de la drum. Foicică de alun. Aia așa. Și al doilea, evident, cine a pus cârciuma în drum. Pentru că eu de-aia și sunt atât de atras de cârciumă, Brânciu. Adică mie îmi place să stau cu picioarele sub masă, bă, băiatule. Să fie masa și să stai cu picioarele sub masă. Cu alte cuvinte, sunt mesean. Eu nu sunt musafir, cum e Chilian. Eu sunt mesean, bă. Da, cred că cârciuma și restaurantele în general îți plac. Toate. Marea majoritate, de fapt, nu chiar toate, dar marea majoritate. Cât ți s-a dezvoltat? E plăcerea de a servi ceva la o masă sau servirea de a te servi cineva sau al de a mânca cu cineva? E unde plăcerea de a mânca, în primul rând, de a mânca bun, de a mă servi cineva, eu pot să mă servesc și singur, corect, dar am o stimă deosebită pentru tot ce înseamnă ospătar, chelner. Mi se pare că e o meserie foarte grea, eu n-aș putea să o fac. Probabil că aș omor în primele câteva zile, m-ar băga în închisoare direct, aș omorâ un client, dacă aș avea un client ca... Deși văd. Nici nu știu să spun exact cine. Hai zi unul, Andreea mea. Hai, bă, love and hate, minus și plus. Nu e niciun hate. Adică când vii la un restaurant și spui, vreau să mănânc pește, dar și ea știe foarte bine ce vrea să mănânce. Ea este foarte delicată și foarte sofisticată la gusturi. Mm. Adică ea mănâncă aia, dar nu cu... să nu puneți coriandru dacă faceți tartar de ton. Să nu puneți coriandru, sau dacă puneți coriandru să puneți... Deja i-a dat rețeta omului respectiv. Evident că atunci mie îmi crește pulsul, dar eu apreciez pe o parte gusturile foarte sofisticate, da, dar pe de altă parte mă încurcă pe mine când mi-aduce mie mâncare mai repede. Adică vreau să mănânc ce am comandat mult mai repede decât după o jumătate de oră până termină Andreea de comandat. Deci Andreea este unul dintre cei pe care i-aș... Dar cu toate astea te iubesc, femeie. Cine ai văzut? Femeie. Da. Deci n-aș putea... Și îmi plac restaurantele, da, foarte mult. Interesant asta. Am citit asta și vreau să o certific, dar dincolo de asta, noi cred că am fost
în cel puțin două restaurante împreună. Da, dar într-unul am mâncat cârnați de pleșcoi pe un pian alb cu coadă. Eram și noi la Lux, la VIP, da. Geneva. Era un pian cu coadă alb pe care noi am servit cârnați de pleșcoi aduși de Răzvan Simion. Răzvan și Dani. Când eram Răzvan. Noi mai tineri. Când eram eu mai tânăr, că domnul Brenciu tot timpul va fi tânăr. Într-o vacanță la Mamaia, fiți atenți aici o chestie. Și acum intrăm încet, încet în măruntaiele acestui om, care este pe cât de mucalit, pe atât de complex. Pe cât de liniștit, pe atât de vulcanic. Michele, o să descoperi, astăzi ai venit aici, o să-l privești cu alți ochi. La sala palatului. Bine, o fii de aici. Îmi spui exact ceea ce nu știi din ceea ce am spus. Da? Fii de aici. Știi asta cu vacanța la Mamaia? Nu știi pe asta. Deci fii atent. Sper să... Mihai... Nu, asta n-ai fost acolo. Mihai stătea pe niște piete în fața cazinoului de la Mamaia. A, da, când se punea muzică, da. Și se punea muzică acolo. Da, da. Și pentru prima dată în viața lui, stai, nu spune nimica, zice ascultă. Nu, asta nu mai știu. Ia de aici. Vreau să știu eu. Cred că George Michael. Exact, George Michael a ascultat. Da? E, acum vreau să te întreb o chestie. Pentru că pe tine te-a... Viața te-a determinat, te-a forțat întrucâtva să începi să cânti. Înțelegi? Efectiv l-am împins. Hai mă, cântă. Cântă mă. Știi? Nu, eu pot să zic exact ce m-a împins să cânt. Problema este că atunci la Mamaia te-a frustrat foarte mult George Michael. Dar nu m-a frustrat George Michael. M-a frustrat că nu puteam să intru și eu acolo unde se dansa, se asculta muzică. Noi trebuia să stăm afară. Pentru că oamenii care... nu știu cum era în perioada comunismului, ei trebuie să afle că noi românii, nouă românilor, ni se închidea discoteca și restaurantul la ora 10. Se stingea lumina. Străinii care plăteau valută la intrare, plăteau $3 sau $5 intrarea, intrau într-o discotecă care stătea până la 3 dimineața deschisă. Și acolo era la cazinul de la Mamaia, sau deasupra cazinului, unde era, era o discotecă pentru străini, unde nu aveau ce să caute românii, că nu aveau dolari, că dacă aveau un dolar sau trei, mi se pare că făcea ei pușcărie. Și... Străinii aveau dreptul să poarte mărci și dolari. Unii intrau, dar erau însoțiți de un străin care oricum era cu securitate, era cu ochii. Nu contează asta. Și acolo se asculta muzică străină. Adică George Michael pe vremea aia, mi se pare că încă el era oam. Și eu nu auzisem, pentru că în grupul meu de prieteni se asculta folk, rock. Nu auzisem George Michael. Nu auzisem. Abia lansase Queen, mi se pare, I Want to Break Free, și era mare. Adică tu practic vedeai în acel loc intrarea în spațiul ăsta extern. Vedeam extern acolo. Adică eu știam că era Occidentul pentru tine. Eu știam că există Occidentul, pentru că familia tatălui meu stă în Austria. De pe vremea din anii 70 au fugit în Austria și ei mai veneau în România în vizită, cei care erau cetățeni deja austrieci, mai veneau în România în vizită și ne povesteau. Și nu înțelegeam, n-am înțeles nicio secundă. Iar eu în 90 am fost în Austria și credeți-mă că șocul cultural pe care l-am avut când am coborât în gara Westbahnhof din Viena. Pentru prima dată ai fost în Austria. Pentru prima dată am fost în Austria când am ieșit afară. A fost imens. Adică mergând în Westbahnhof direct din gara de nord, care în 90, credeți-mă că era o doamnă mai corpulentă, să nu zic grasă, cu un halat alb murdar, care vindea crembuști dintr-o oală de aluminiu mare în care fierbea apă și crembuști și ea băga mâna în oala respectivă, prindea crembuștul, îl punea într-o aia, lua o lingă de muștar, jang! Și ăla era perito caliente, cum zic spaniolii, hot dog-ul românesc luat cu mâna de o doamnă corpolentă din gara de nord. Și de acolo ai plecat? Direct în Westbahnhof, unde m-au dus ai mei la un restaurant, chiar în gara, era un restaurant și chelnerul avea ancăr pe mână. Doamne, iartă-mă. Bine, nu mai zic, am pus cotul pe cotiera, dar am așa deschis geamul, era buton. Evident ca toți proștii care nu știam cum să dăm drumul la apă, am stat cu geamul deschis așa, că nu știam că se și deschide normal. Și frate, mi-a pățit-o pe asta, a stat, a fost cald. Cred că două zile nu mai putea de cald în cameră și nu știa cum să deschide geamul și a venit prietena lui de atunci. Două zile. Și a deschis geamul și a zis, cum ai făcut? Că la mine nu așa stă? Și... Dar asta, zici că nu e mare lucru, dar pe vremea aia era mare lucru. Foarte mare lucru. Suntem, mie mi s-a părut că m-am zis pe Marte, ca și cum ai pleca acum tu într-o civilizație extraterestră pe Jupiter. Și
deschide, nu știu, geamul. Să vezi. Cam așa m-am simțit eu atunci. Story. Momentul când ai descoperit că ai ureche muzicală, mi se pare foarte important. Ți-l aduci aminte? Când am, că am ureche muzicală, n-am descoperit niciodată, dar că pot să cânt. Dacă e... Dacă... Era internat. A, când eram internat la un spital. Aveam hepatită, da. Nici el nu mă ține. Aveam hepatită. Ba da, da, știe foarte bine. Nu știu. E, și părinții de acolo organizau seri cu copiii. Da. Și tu atunci ai cântat pentru prima dată. Da. Ai realizat că... Da, dar nu am cântat. Am cântat cu public. Cu public am cântat. Și ei au reacționat ca atare. A zis o mămică de acolo, a zis, bă, știi cine cântă cel mai frumos? Uite, el cântă foarte frumos. Mamă, tu stai să mă ce a fost asta. Fii atent aici, există două. Ăsta e Mihai. Mihai e pragmatic până în măduva oaselor. Iar când se duce la sala palatului și când duce pe prima piesă și vine fluxul ăla enorm de aplauze și ovații și mai departe, zice, ok, parcă ar trebui să mai stau o piesă. De fiecare dată e pas cu pas. Asta s-a întâmplat acolo. Ce-ai cântat acolo? Doamnelor și domnilor, vă spun că am cântat la... când primul spectacol al lui Horia Brenciu la Sala Palatului, pe care l-a organizat el, au fost doi invitați pe care a avut, pe mine și pe Smiley a avut el, că a crezut el că face vreo șmecherie. N-a făcut nicio șmecherie. A făcut un spectacol 3 ore jumate și a mai fost bisul încă o oră jumate. Și i-a zis Tony Greco atunci, băi Horia, pentru noi ăștia a trecut de 40 de ani, dă-ne și Pampers, mă. Da. Mi-am adus aminte. Da, deci de asta e toată dacă au zis, aplau și zic, băi, trebuie să mai stau încă una. Băi, la un moment dat trebuie să plecăm, mă, de pe scenă. Adică după o oră jumate, hai să plecăm, mă. Bine, mă, bine, mai ok. Stăm. Eu aș vrea să spun că mi-a plăcut foarte mult o piesă de-a ta. O piesă de-a ta care mi s-a părut exact de copii. Hai să stabilim niște lucruri. Nu, da, eu nu am piese. Piese au numai așa. Brahms, Bach, Beethoven, Brenciu, Bănică. Tot ce e cu B. Noi avem cântece. Noi aveți piese, noi avem cântece. A zis, mi-a făcut o piesă de-a ta. Bă, ce să spun că e... E de aici. E de aici. Eu ți-am scos și versurile. Poate vezi cum e internetul, că nu este important. Asta este piesa. I'm going to cut the tree. Da, mă, stai așa, dar asta nu e. Asta e un cântec de munte. Asta este un cântec de munte, e din folclorul montan, pe care toată lumea l-a cântat înainte să-l aduc eu pe scenă. Nu i-am schimbat nimic. Adică nici măcar n-am adăugat un cuvințel la cântec. Tu vorbești serios? Tu l-ai luat pe ăsta de pe munte? Da, de pe munte, da. Doamne și domnilor... E ca de copacul, știi? O mai ții minte? Exact ce ai greșit tu la ultimul concert. Nu, când ai... Exact. La fia de case... M-am dus să tai un copac. M-am dus să tai un copac cu toți prietenii mei. Să tai un copac cu toți prietenii mei. Să tai un copac și atunci am strigat. Cade! Cade! Te fac că cade! 2-4! Te fac că cade! Cade, copac. M-am dus. Aaaa, am făcut ca pe disc. Așa e pe disc, da. M-am dus să beau un coniac. M-am dus să beau un coniac cu toți prietenii mei. Să beau un coniac cu toți prietenii mei. Evident, să beau un coniac. Și atunci am strigat din nou. Cade copacul. Și atunci am strigat din nou. Cade coniac. Și atunci am strigat din nou. Cade! Te fac că cade. Dă-te bă că cade. Dă-te bă că cade. Cade copacul. Ziua, mă gândesc doar la tine. Noaptea somnul nu vine. Cred că m-am îndrăgostit, da. Ziua, mă gândesc doar la tine. Noaptea somnul nu vine. Cred că m-am îndrăgostit.
îndrăgostit, da, da. Asta îmi place. Bravo, ai cântat. Băi, genială. Deci eu habar n-aveam că noi eu pot să cânt asta din Dirty Dancing. Băi, dar uite bă că și-a adus aminte că e Dirty Dancing. Iubita mea e fana Dirty Dancing, adică povestea de dragoste, muzica, filmul, Patrick Swayze, tot. E fana filmul. Și eu nu știam mă, că eu pot să cânt cântecul ăsta. Andreea? Andreea, de asta e podcastul ăsta făcut, să te descoperi oamenii pe sine. Ești gata? Sunt gata. Da, hai, iubire, încoace, vino încoace. Vino la tata. Am ceva mic pentru voi. La masă este mestean, foaie verde leuștean. Mamă. Avem și brânzică, i-a-ho. Și avem și pâinică, i-a-ho. Dar nu uita și puțină, mă rog. Ăsta îmi place mie și ăsta îmi place mie. Și ăsta îmi place mie. Ardei iute, ardei... Aș putea să zic că după cât de corpulent ești, cam place tot în afară de ridiche. Da, da, da. Uitasem de această limbă ascuțită a lui. Eu o să gust doar puțină cărniță atât. M-am umflat deja, m-am umflat. Doamne, doamne, doamne. Ce hey, asta? Nu știu că... Ia să vedem dacă ăsta e bun, că n-am mâncat niciodată. Pe bune? N-am mâncat. Ia cu pâine. Niciodată, nu, nu. Că... Nu mă, și eu fără pâine. Doamne, mi-aduc aminte toate melodiile din... Andreo. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Honrado, honrado. Las mujeres me mi faltan. Ia un cervecel că mor. Mai și combin. Honrado. Ai, ai, e una dintre piesele pe care am convins eu niște fete să meargă la focuri de tabără. Bă, eu n-am convins niciuna. Nu știu de ce. Ai fost mai mult decât pionier? Detașament, Andreo. De grupă? Nu, no, comandant de grupă, nu. N-ai văzut niciodată? Mm-mm. Și eu la fel, n-am fost niciodată. Aici, de exemplu, îți păstrăi frumusețea, dar probabil că gândurile viitorului tecist... Zi-mi pe vremea aia când ți-e spunea... Care e problema la poza asta? Cam așa. Eu am o problemă foarte mare. Eu n-am purtat bluși până la 23 de ani, pentru că sunt foarte tari ca material. Și asta erau cămăși de la de vinil. Mm. Și nu puteam să le port decât cu ceva pe dedesubt. Adică mi-era... Și acum că mă gândesc, e ceva de la biblică? Nu e ceva de la biblică, te înțeleg perfect. Pentru că nici eu nu aveam nici măcar blugi pe vreme. Nici nu știam blugi. Știi că nu se zice blugi, se zice jeans. Cineva jeans, o să te tragă de ureche. Dar noi așa am învățat. Da, mă, dar știi cum se spune în spaniolă? Vaqueros. Mai bine blugi. Mai bine blugi. Mai bine blugi. Iar în greacă se spune din. Am uitat din. Să se spun. Studiază greacă în fiecare dimineață. Știe. Michele vorbește greacă. Michele vorbește greacă. Eu am avut un șoc deosebit să aflu că Damian Drăghici vorbește greacă. Perfect! Perfect! Mă, vorbește perfect, incredibil. Și nu cred... am început să vorbim în greacă și era asistenta lui, care îl cunoaște foarte bine pe Damian. Și el spune că eu am fost însurat cu o grecoaică, am o fată de 32 de ani. Voi veni pupu? Papu. Papu. Asta e machedonește. Nu, papu înseamnă bunic în greacă. Dar și machedonește. Păi, nu este luată din greacă? De unde crezi? Da, cu siguranță. Și eu mă uit la asistentă și zic, tu știai că vorbește greacă? La care, nu, tu știai că o să fie bunic la care... Eu nu știam că vorbește greacă. Eu vreau să te întreb de câte ori ai fost la cena cu Flacăra? De 4 ori. De 4 ori? Sau de 5 ori. 4 ori. Da, 4 ori. 4 ori, țin minte. 4 ori. 4 ori. Te duceai acolo pentru că îți plăcea că tot concertul se ducea până la 2-3 noaptea sau da, că asta e una, atunci muzica. Când te întorceai de acolo, luai toate iaurturile. Da, furam toată lumea, furam iaurturi. Pe vremea aia, toți lăptarii aduceau lăptarii.
Fabrica de lapte aducea, le lăsa pe trotuar și dimineața își luau magazinele de pe trotuar marfa și noi nu mergeam, doar atunci veneam pe jos acasă, pentru că altfel nu era nimeni pe străzi, bă, la ora aia, că nu aveam unde să te duci. Unde nimeni pe străzi. Nu aveam unde să te duci, decât dacă veneai de undeva, dintr-o vizită, oricum te cam oprea sectoristul să te întrebe ce faci. Zim dacă mai ții vreo piesă minte de la acela. Da, multe. Deci eu când l-am avut invitat aici pe Andrei Păunescu, eu parcă mi-am adus aminte toate nebunile pe care de la... Fruze vii de om și lotuși, de la soare până la atom, totuși, baza lumii e în om. Oh. Asta cânta formația Totuși, care era cu Andrei Păunescu și Cristi Minculescu. Exact. Formația Totuși, așa totuși, aveau da, ei. Da, iar Andrei Păunescu atunci a venit și a rupt scena în două când a cântat Europa lui Santana, iar el o cânta la chitară. Cânta Europa lui Santana. Eu n-auzisem de Santana foarte multe până atunci. Nu știam că el cântase singurul. Îmi plăcea Santana, dar nu știu. Da, Andrei Păunescu atunci a fost pentru mine un fel de idol, așa știm. După care cu formația Totuși, care nu înțeleg de ce nu au mers mai departe. Mie mi se părea foarte bun ce făceau acolo. Iar folcul lui Păunescu și poezia lui Păunescu pentru noi, generația mea, a fost da. Top. Top! Number one, iar zilele trecute am auzit o chestie foarte mișto, tot de Păunescu scrisă. Era un text mic în care el întreabă, în acest prăpăd, în această lume de prăpăd, tu ce mai faci motivul vieții mele? Întreabă el pe ea. Tu ce mai faci motivul vieții mele? E foarte pentru frumos. Tine, Andreea. Da, da, păi i-am zis ieri asta, dar n-am știut, eu ne-am spus că e Păunescu. Am zis-o că e de la mine. M-am dus la ea, m-a zis, ce mai faci? Vrei să scot asta? Și a rămas așa și s-a uitat. Vrei să scot asta de la montaj să nu se prindă? Că... Nu las-o așa, că trebuie să, nu, să merg cât o să merg. Cât o să, bravo, asta e. Vezi, o recunoaște. Am înțeles, ok. Nu uitați, copii, nu vă apropiați și nu ne enervați foarte tare pe Mihai, pentru că el a făcut antrenamente ilegale de karate. Așa și ai? Se știau, să bate cu Nicu, uneori. Mai face karate șeful. Să bat în stâlp. Nicu Dumitrescu, percuționistul nostru. Da, da. A oprit și mașina pe drum, așa, că merge până la Oradea, s-a oprit. Hai să facem o bătaie. Stai. Ce înseamnă? Adică, să vă arătați. Tu ai învățat la sensei, îi spunea domnul Paica. Paica, da. Și tu ai învățat să te lupți. Asta faceți voi când opriți mașina. 7 ani. 7 ani ai făcut? Da. Cât de voinicie? Ai un dan? Nu. Eu am avut centura verde pentru că m-am pregătit. M-am dus până acolo. Nu am luat mai mult. După armată am vrut să mă duc din nou, că am suferit un accident. Am vrut să fac o improvizație la un procedeu și am avut un accident foarte mare. Dislocat umărul. Da. Se întâmpla într-o iarnă. Înainte să plec în armată, mi-am căzut în cot, mi-a sărit mâna din număr, erau afară minus 27 de grade, țin bine în minte, pe timpul Ceaușescu, și am plecat la urgență cu un taxi. A venit taxiul repede, cam într-o jumătate de oră, chemat de un telefon fix, că aveam telefon corect. M-a dus la urgență și am ieșit, eram în kimono, cu piept deschis și nu mi-era frig, mamă, deci mă durea de nu mai puteam. Am ajuns la urgență unde era dezastru. Era o iarnă foarte nasoală, era dezastru, deci veneau oameni pe târgi, erau accidente, era un dezastru și mi-a trecut durerea instant. Când i-am văzut pe aia pe târgi, când pe acolo, a zis, m-am dus, mi-a zis, trebuie să facem radiografia, am făcut radiografia și când am văzut că nu e rupt, mi l-a pus gipsarul la loc. Pâc! Și când mi l-a pus la loc, nu mai avea nici, plec acasă. Deci nu pleci acasă, bă băiete, m-a băgat în gips așa. M-a dus acasă la 12 noaptea, în gips, când a deschis ușa mama, îți dai seama că a fost... S-a schimbat la față, normal. Îți vine copilul în gips acasă, jumătate în gips, a fost... Dar după aia am avut sechele foarte mult timp. După cu umărul. Bune? Da, mi-a sărit umărul din... Mi s-a disloca și în somn și după aia am început să am grijă, am fost la tratamente, am făcut kinetoterapie și acum nu am mai sărit de ani de zile. Când zic de ani de zile, nu știu, 20. Și cu toate astea... Tu din când în când îl provoci pe Nicu Dumitrescu. Vreau să-l bat pe Nicu Dumitrescu, dar nu stă. Fuge. Asta e secretul lui. Fuge, mi-arată, face tot felul de semne de la el, de acolo, din Bercenia. El e din Bercenia, o țară din București. Dar nu uita că el ce a făcut în Italia,
A făcut tot felul de dans. El a făcut dans în Italia. Știi a, a fost dansator și în România și acum face capoeira. Capoeira. Așa, cu aia, cu cracul pe sus, așa, da, știu. Se numește, nu știu ce, arte marțială braziliană, dar eu, dacă n-ai ochii așa, n-am încredere. Dacă n-ai, dacă n-ai ochii așa... Da, da, e adevărat, da, da. Și lui a sărit și airbag-ul. S-a lovit în frunte la un dat și a sărit airbag-ul. Și are un airbag-ul în față, încă nu s-a retras. Da, față de un tip care a fost model la viața lui, airbag-ul e o problemă. Da, uite, te-a călit episodul ăsta cu umărul, dar te-a călit și faptul că ai fost la transmisiuni. Iar aici, la transmisiune, eu cred că a fost o... De ce zic că e important? Pentru că aici a fost trecerea dintre 89-90, da, Revoluție. Eram în armată, da. Și acolo s-au întâmplat mai multe lucruri. În primul rând, tu de la transmisiune te-ai dus în altă parte, pentru că aveai securitatea, te-a găsit cu o neregularitate. Da, am făcut... A fost o chestie foarte interesantă, pentru că una dintre cântărețele românce de la noi... Eu am ținut-o în brațe când avea 2 luni, o lună. Ia zi cântăreața. Foarte interesant, cum că eu am intrat în 89 în armată, în 89 în ianuarie și am stat până în aprilie în 90. Și am făcut transmisiuni morse, eram morsist și după aia imediat construcții linii cablului, CLC, adică aia care puneau telefoanele, știi? Și dădeai la alo, stejarul, știi, de-alea? Și am făcut morse din fericire pentru că aveam ureche muzicală. Acum te testează și pentru că era la transmisiune, eu am făcut electronică și m-am dat la transmisiune direct în armată, după care la transmisiune m-am întrebat construcții linii cablu sau morse. Ne-au verificat pe toți care... Și eram 9 care aveam ureche muzicală pe care ne-au băgat în plutonul de transmisiuni, de transmisioniști. Instructorul nostru, locotenentul Ionescu Iulian, cred că îl chema. Ionescu? Nu, Iulian? Stai că am uitat. Mă rog, Iulian. Ionescu Iulian. Locotenentul nostru. Tânăr, 24 de ani, cred că avea. El era maestru categoria 1. Eu am ajuns categoria 3. Sunt 3 categorii. Categoria 3, 2 și 1. Și în funcție de câte grupe de litere și de semne recepționezi și transmiți. Puteam să transmit 16 și recepționam mai puține. Aha. Și atunci eram clasa 3-a, clasa 2-a sau clasa 1-a. Era clasa 1-a. Și ne-am învățat morse 4 luni de zile, am învățat foarte bine. După aia am fost pe centrala regimentului. S-au întâmplat chestii și peste 20 de ani după aia, nu, mai mult, de 20 de ani, mult mai mult peste 20 de ani, eram cu Marian de la Răzvan și Dani, reporterul, așa, care era pe vremea aia iubitul Elenei de la Mandinga. Exact, Elena Ionescu. Materian Duță, așa. Elena Ionescu. Și zic, eu știam că Elena e din Craiova, din Caracal. Și zic, vezi că e din Caracal, asta e a dracu, dacă e din Caracal, că am făcut armata acolo, știu că fetele din Caracal, și că aia, nu mă, că eu sunt din Craiova, de fapt. În Caracal era tata detașat, era militar și zic, o, la ce unitate? La 1320. 1320, ce la ce? La transmisiuni. Cum îl cheamă? Ionescu? Zic, mi s-a pierdut măciul. Zic, ești nebun, a fost locotenentul meu. La 2 luni, după aia am avut spectacul la sala palatului și a venit cu el, cu domnul locotenent. Ai, ai, ai. A intrat chiar în culise. Dai seama că a fost mare bucurie. Ne-ai cunoscut? Am strigat, evident. Dar el e neschimbat. A strigat, eu m-am ridicat mijloc și a strigat. Atențiune, încetați! Să trăiți toți locotenenții din locul soldamii. Hai, mărgeam, că nu, că-s maior acum. Aaaa, ulu! E maior în rezervă. A fost o întâmplare foarte mișto. Elena Ionescu este fata lui și atât de... Eu am încă în cap asta pe care nu povestea el. Îi născuse soția, o născuse pe Elena și ne povestea că trebuie să mă mut acum de la apartamentul cu 2 camere pe care am, dacă am și fetiță. Și mi-a rămas în cap asta. Acum că am și fetiță, trebuie să mă mut la un apartament mai mare. Și mi-a rămas asta în cap cu am și fetiță. Mi s-a părut... și uite că am și o fetiță acum. Are 16 ani. Să strească. Luna asta a făcut. Da. Tan, tan. Asta e cu domnul Ionescu. Deci, în funcție de mimica lui, îți dai seama unde și-a uitat inima. În brațele cui și-a dat inima prin casă. Știi? E foarte interesant. E ușor de citit, dar în același timp este un tip foarte dur. E un fel de diamant care nu se lasă șlefuit. De poate ce, mă, că eu mă las? Eu mă las? Depinde cu ce mă șlefuiești. Primii tăi bani adevărați, fii de aici, asta o știi? Asta nu o știi? Ia de aici. I-a câștigat în 1991.
Când a început, ce credeți că făcea? A, cu televizoare. Zi. El distribuia televizoare. Nu distribuiam. Distribuia televizoare color second hand prin țară. Da, 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 distribuiam. Da, e mult spus. Cum distribuiam. Vindeai? Da. Vindeai? Eu aveam o mașină, pentru că rudele mele, neam, familia, tata din Austria ne-au ajutat să ne cumpărăm o mașină. Mă rog, au cumpărat de fapt ei o mașină pe care a dat-o lui tata, o mașină, un Volkswagen Transporter, care era Doppel cabine se numea, adică avea cabine așa și în spate o benă. Și era o mașină cu care puteai să faci treabă. Eu eram student pe vremea aia și cât am fost student ca să câștig bani, am făcut și taxi prin București. Făceam o grămadă de lucruri ca să pot să am bani să mă duc la munte să schiez. Și să mă duc la munte să fac, făceam alpinism cu niște prieteni și trebuia să mergem. Și după care apare o oportunitate să putem să transportăm televizoare second hand importate din Germania, trase în bandă în România și să le vindem. Eu eram electronist, colegul meu de liceu lucra acolo, iar ulterior bunul meu prieten care mi-a schimbat viața într-un fel foarte frumos era proprietarul acelei filme. Și am început să încerc să distribui aceste televizoare, le luam, le băgam în dubă mașina mea, le duceam și după care asiguram și o garanție de un an. Dacă se strica televizorul, duceam totul de repara. Da, aceeași dubă. Luam, că făcusem o rețea în Câmpina, prin București, 2-3 magazine, prin Ploiești și le duceam, aveam cam aceiași clienți, dar ei le vindeau imediat, se vindeau rapid. Știu că îl luam cu 100 de mărci și îl vindeam cu $100. Diferența era de 100% pe vremea aia. Senzațional. Da, a fost odată frumoși. Ca niciodată. Da, erau bani frumoși, adică erau bani frumoși negri. Negri 100%. Că nu exista atunci niciun fel de... În 91 da. Nu știa nimeni. Nu câștigai prea mult, pentru că dacă tu câștigai prea mult, atunci te duceai... Nu. Câștigam bani cât să nu... A ține bunii la cap? Asta e textul. Da, știu, chiar... Știu. Deci asta, piesa asta este tipică Mihai Mărgineanu îndrăgostit de cenaclu, iar eu sunt ăla din backing-ul lui, care îi repetă cuvintele frumos și elegant. A fost odată un vis frumos, un vis frumos, cu un băiat și o fată. A fost un vis mai dureros, cam dureros, de te rănesc, mă iartă. A fost un vis născut în munt, născut în munt, crescut la o capană. Umbrii de brazi în alți cărunți, în alți cărunți, ce astăzi se destramă. Voi ce vă destrămați ușor, voi vise pe poteci, în amintirea munților, a munților. Să dăinuim pe veci, să dăinuim. Dim di da di dam di dam di da di dam di dam di da di dam di dam di da dam di dam di da di dam. Și pe cărări, iar pe cărări, pădurile tresar, pentru cel ce va veni apoi, ce poate va veni, pe munte tu să-l duci, tu să-l duci, în amintirea munților, a munților. Să dăinuim pe veci, să dăinuim. Di-dim, di-dam, 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 di-dam. Acolo este țara mea, acolo vreau eu să mă duc în munții noștri cei frumoși, acolo vreau eu să mă duc. Cât a spune acest cântec minunat, mulțumim Tatiana Stepa.
Așa se auzea la cenaclu. Mulțumim, Tatiana Stepa. Acest cântec minunat în care în care cum să stai jos acum, animalul. Auzi, da, zilele trecute iau un avion de prin Cluj. Îl văd pe Florin Piersic, mă duc la el, ne îmbrățișăm și la un dat stau cu Florin. Auzi, mă, ăla de pe bancă de vis-a-vis, nu-i șeicarul? Florin, care vede, cred că mai bine decât noi toți, are 88 de ani acum. Mulți înainte. Și... mulți înainte, foarte mulți, mulți înainte. Și zice, ba da, fă-i semn, băi, spune. Și vine și, vine și șeicarul și lumea care se uita la... Deci, practic, gândiți-vă la aia, sala aia de la Cluj, toată lumea era așa, parcă era la spectacol. Florin care zicea, hai fă-mă posă, nu contează cum aparați, hai că mint, bineînțeles. Vine și șeicarul și de fiecare dată vorbeam și venea câte unul. Poți să fac o poză? Mai drept. Poți să fac o poză? Dar nu putea să facă, vreau să fac doar cu Florin. Și zicea, domnul șeicarul, hai dă și dumneavoastră, domnul Brânciu. Păi a fost așa, așa de dulce a fost, mă. Oh, doamne, doamne. Eu am fost o dată cu Bobonete în Leroy Merlin să ne cumpărăm lemne să facem o masă la noi în curte. Așa. Și a fost mișto când am intrat cu Grasul. Eram foarte mare pe vremea aia, acum a slăbit și arată foarte bine. Este, are un trup de atlet și un suflet minunat în acel trup de... un suflet fiind de femeie în acel trup minunat de bărbat. A, eu chiar îl iubesc pe Bob, adică e chiar... Da, știu, știu. Și la un moment dat, Bob, zice, ai văzut pe proștii aia doi? S-au lovit cu cărucioarele. Erau doi să uitau la Bob, bum, și-au intrat în toate. Dar e s-o tare că au auzit și săracii oamenii. Ai văzut pe proștii aia doi? S-au lovit cu cărucioarele. Puh, și-a trecut mai departe. Mi-a fost un pic de rușine, da, dar mi-a plăcut, am râs. Că... da, știi că asta se întâmpla? A fost o poveste reală. Era, o mai ținute pe Luciu? Nicoleta Luciu? Nu poți să uiți așa ceva. E, și am auzit chestia asta reală, de altfel. Mergea pe stradă și unul nu și-a putut lua ochii. Pum, și-a intrat în mașina de... Dar asta îți dai seama, ca și cărucioară. Dacă când dai mașina, mașina e cam delicată situația. Și care uita să claxoneze. Nu mai. Da, uita să claxoneze. Deci, aș vrea să reluăm partea asta că mă interesează. La fel cum ai fost atunci când doamna respectivă în spital ți-a zis, băiatul ăsta are voce. Mai târziu, erai la TNB la un spectacol de improvizație. Fii atent aici. Neamțu zice... Neamțu Cătălin Neamțu. Neamțu Cătălin Neamțu, prietenul nostru. Doamnelor și domnilor, el este Gore din Chitila, pe care l-au zis la radio acum. Mm-hmm. Tu te-ai cățărat pe scenă. Atenție! Nu era publicul tău. Mm-hmm. Asta vreau să spun. Și ai început să cânti piesa la care publicul... Ăla a fost motivul pentru care am zis că e bine să cânt. Adică era o chitară, era Motanul. Motanul, ca pentru cei care nu știu, este omul care m-a făcut pe mine cântăreț și care acum un an jumătate a murit la 47 de ani într-un accident cu antiinflamatoare. Adică a luat mai multe antiinflamatoare decât trebuia. El durea foarte tare spatele, era și foarte ipohondru, Dumnezeu să-l ierte, și a murit. Dar el pe mine m-a făcut cântăreț și probabil că am zis-o tot timpul, inclusiv la mormântul lui, probabil că ăsta a fost celul lui în viață, mă facă pe mine cântăreț. Și tocmai de-aia îi port îi sunt dator toată viața. Și ne-a băgat chitările, puf, chitările, nu mai spunem chitarele. Da. Am cântat Gore din Chitila așa, pâm, pătăcăpam, pătăm, pătăpam, eu sunt Gore din Chitila, am cântat cântecul tot care este foarte scurt. Păi nu îl cânt acum, că îl știu cântecul. Și, și mă, după ce am terminat de cântat, nimeni nu știa cine mama dracu sunt eu acolo. Ba da, știa, pentru că între timp Huidu pusese melodia la radio. Da, mă, dar nu mă văzuse nimeni. Ce, da, la radio nu te vezi, la radio te auzi doar. Da, dar erai acest, băi, nu seamănă nici cu Brânciu, că pe vremea eram blond, suplu, pe vremea aia. Tot așa. Și fără barbă. Nu seamănă nici cu Bănică, și mai suplu. Fără barbă. Dar nu blond. Dar nu blond. Așa? Deci nu seamănă cu nimeni. Dar uite ce original e. Cred că asta a vrut lumea. Nu știu ce a vrut lumea. Atunci cert este că am zis că dacă oamenii reacționează așa, este păcat să nu merg mai departe. Și am mers mai departe, cu toate riscurile de rigoare, pentru că nu tot timpul reacționează oamenii. Așa și totul ține de noi. Când nu reacționează oamenii, nu e o problemă. Noi avem problemă. E adevărat, dar dacă tu aduni acum și tragi o linie,
dățile în care au reacționat pozitiv sunt mai multe? Deci eu fac o chestie pe care nu știu cât și o faceți, dar trebuie să o faceți. Eu dau note cântărilor mele din punct de vedere al publicului. Cum a fost publicul sau nu, cum am făcut eu publicul să reacționeze. Și am note de la 5 în jos, ca la ruși, știi, așa erau la ruși, de la 5 în jos erau notele. Și am 5-4-3. N-am niciun 1, niciun 2. Dar am 5-4-3. Am foarte puține de 3. Am foarte multe de 5. În care am reușit să depășim anumite... Și aici e vorba de toată trupa. Că e contează foarte mult trupa pe care o ai lângă tine. Că dacă ăsta vine la și cântă ca la serviciu, hai mă, cât e ceas, mai sunt două, ăla vede din față și simte. Dacă noi ne simțim bine pe scenă, se bucură și ăla din față. Și de-aia suntem noi acolo, ca să-l bucurăm pe ăla din față. Ok, încasăm biletele, că de-aia ne repetăm de zeci de ani, că la ei pe fiecare aici, niciunul nu repetă de mai puțin de 10 ani. Toți repetă de peste 10 ani, spre 20, nu vorbim de domnul Cristi Crețu, că intrăm amândoi în depresie, de când repetă. De-aia îi luăm banii din bilete și plătim taxe, dar datoria noastră să-l bucurăm pe ăla din față, care a venit să ne vadă, să se bucure, să uite un pic. Lucru pe care l-a determinat, de altfel, să ia bilet. Exact. Exact. Când a fost ultimul concert cu nota 5, adică cea mai mare? A, cum o săptămână la Hard Rock. Nu, la Hard Rock am dat 4. Mi-am dat eu 4, da. De ce? A fost o seară care nu știu ce s-a întâmplat. Ori au fost prea mulți artiști în sală, exact, în public. Pă bune? Da, cred că din cauza lui Ombladon de la Paraziții am avut o... A fost exact în fața mea. Și aveam tricou cu Paraziții pe mine. Și era Ion în fața mea. Tu faci paralele după paralele cu toate versurile de la Paraziții, în special locul tău care e liniștit, Sălăjan, unde m-ai stat acolo în adolescență. În copilărie, pe aia am stat în Pantelimon. Așa, așa. Tu de fiecare dată tinzi să te lupți cu toate versurile celor de la Paraziții. Adică tu le dai citat de fiecare dată. Mie mi se pare că ei peste 50 de ani de pace, dacă avem 50 de ani de pace de acum încolo, vor fi studiați la limba și literatura română, la școală, în clasele 8-12. Cu siguranță. Adică sunt unele lucruri pe care le vor studia copiii la limba română. Și cum să facem să vorbim limba română mai bine? Și o să învețe din Paraziții. Nu din Brenciu, nu din Mărginea. Spune-mi, te rog frumos, cine e Gore din Chitila? Nu există Gore din Chitila. Gore din Chitila este un cântec pe care l-am cules din Pantelimon, de pe scările școlii 66, și o strofă, două strofe, pardon, după care restul le-am tălmăcit. Deci nu e vorba de Martin Gore? Nu e vorba de Martin Gore, dar a fost o fază mișto că a venit Depeche Mode în România și Martin Gore n-a putut să țină concertul pentru că a făcut o enterocolită nasoală, da, și a trebuit să anuleze concertul și a zis dacă Gore de la Depeche Mode nu cântă, o să cânte Gore din Chitila, așa asta e. Că avea încântare chiar în ziua aia cu ei, adică... Fiat aici, cum ai face tu improvizație pe asta? În cârciumioara cu 18 capace, 10 la mijloc, o sticlă de rom. Vecinii toți muriseră de sete, că n-au avut un simplu tirbușon. Haide băi Horia, adă tirbușonul, că e păcat de sticla de rom. Mai bine morți de sete sau de moe. Hai bă că merge. Nu, dacă mie îmi spune printre cuvinte, îți dai seama că eu simt. Mi-a zis, am făcut. Mie nu-mi permite religia astăzi să beau alcool. De ce astăzi? N-am nimic. Dar ce se întâmplă astăzi? Nici să pui să-l am noroc, să-l am mulți ani pentru... Ba da, să dăm... Să trăiești bine. Pare bine că te-am văzut astăzi. Și uite, așa, că să vezi că sunt slab și că nu mă ține promisiune. Să simți așa, știu că ești... Acum la 20 de ani, de când ai apucat să îți faci un anul ăsta, termin o chestie. E bun. Eu personal, eu astăzi nu am vrut să mănânc. Singurele lucruri pe care vreau să le mănânc e puțină brânzică și un vin, atât. Doamnelor și domnilor, încep eu, da? Da. Ce? Ia stai, ce vrei să cânti acolo? Ce, e al tău? Păi, nu, e Bartolo Bobo.
care dintre ele? Mangleala ce urmează e o zniorcăială mișto de a porni de la o panoramă cu harpe pe ea. Tu mai ții minte introducerea asta, mă? Ți-o mai face cineva acum? Nu. Nu, dar voi vă dați seama. Dar tu îți dai seama că ăsta e primul videoclip care apare cu Bobo. Mangleala de urmează este o zmarduială tristă care, așa, al doilea videoclip e Mă iubește femeile, care apare tot cu Bob. Da. Doamnelor și domnilor, mărgina! Dar al treilea videoclip... De unde te-ai inspirat de introducerile astea? Asta a făcut el. Asta el a făcut-o. El a făcut introducerea, nu... Adică el a scris, eu am spus că vreau să trebuia să facem ceva înainte de, de videoclip și el și-a făcut textul. Dar... Auzi, Ada, cât să cânti asta? Mai bine vrei să cânti eu un cântec și te sărim peste asta? Nu-ți mai place asta. Nu, îmi place foarte mult. De mie îmi place... De 858 de milioane de ori. Dar vrei să cânti eu un cântec pe care l-am compus iubitei mele. E o declarație de dragoste făcută de un bărbat. Nu, nu-mi dai tu mie chitară. Scoate-o, că se aude din microfon. Scoate de acolo, că se aude din microfon. Atenție, scoatem chitara de la Michele. Fii atent. Stai, ce crezi că nu mai avem o chitară? Să vină încă o chitară! Unde? Că ai ce cântă singur. Deci, eu cânt, fii atent, eu cânt acest, când nu-l cântă nimeni cu mine, când nu știu. A, nu știe nimeni piesa asta. Este o declarație de dragoste, făcută de un bărbat către o femeie. Da? Mie mi se pare că este cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care un bărbat o poate face unui femeie. Ia să văd dacă ești așa. Și nimeni nu-i de acord cu mine. Nici măcar femeia căreia i-am făcut declarația de dragoste, adică iubita mea. Nu prea s-o. Ai un cur cu abajur, pupa-ți-l aș pe-mprejur, pă când vine să te șinjur, măi nene, cu tristețe și plândețe, că ascunzi așa frumusețe, pă pân kilo și pă sub rochii, dă-mi ies dă-n meclă ochii, cât cepele, cât sfeclele, dar ne-a roșii și încurge din gură limba să spurce, răișorul dintre buce. Ia ascultă, uite ce-i, ți-o fi dat măta cercei, și brățări de pus la gleznă să mă bași pe mine în besnă. Ține tare de chiloți că noi suntem idioți și vrem să te iubim toți. Un aplaud. Băi, este Fast and Fury piesa asta. Este Fast and Fury, îmi place. Păi ce să zici și tu acum? Băi nu. Mie îmi place foarte mult, stilul tău este... Smulț. E un stil smulț. Îi place foarte mult să... Îi place foarte mult vorba aruncată, dar în același timp vorba are mai multă putere atunci când... Și aș vrea să vă spun că o dată te iubesc toată... Lui îi place stopul. Asta e porc sau e vită? E care cu ce-l doare. Asta este a... Cred că e vită. Bună vită. Ți-ai dat Dumnezeu sănătate ăla care a făcut-o? Iar asta este brânzică. Zici că este ca Tudorița nene, parcă m-a întrebat pe mine. Doamne, ce bune. La mulți ani. Andreea, îmi pare rău, nu o să o conduc eu astăzi. Andreea, toate declarațiile astea, astăzi îl ierți de toate pentru toți. Dar, ai început cu PPL. PPL. Scuze-mă. Se spune PPL. PPL, sorry. Private Pilot License. Yes, sir. Către ATPL, ATPL. Airline așa, Transport așa este, Pilot License. Așa este cursul. Adică și ai ajuns PPL. Acum la... FI Flight Instructor. No, sir. You are very very wrong informed because I nu am am început încep cursul de instructor, dar nu încă pentru că nu e timpul fizic necesar. Adică n-am acum, probabil că în toamna asta, o în primăvara sau să-l încep și o să-l termin. Bun, dar dincolo de toate instructoarele astea pe care le faci, mai vrei să faci altceva? Mai vrei să captezi altă... Dacă o să fie cazul, o să trec pe jet. O să vreau să fac jet, să pot să zbor jetul. Adică motorul cu reacție jet, nu motor cu reacție cu elice. Orice palier în aviație necesită un număr de ore de zbor, un număr de ore de teorie, un număr de ore de zburat cu instructor. Un fel de experiență acumulată. Se acumulează experiență tot timpul. Aha. PPL este prima fază, primul nivel în drum spre profesioniști. Și atunci tu, ca să poți să te hotărăști, să te duci mai departe, trebuie să faci PPL-ul, care înseamnă un număr de 300 de ore, 250 de ore de
200 de ore de teorie și 45 de ore de zbor, dintre care cred că 15 sunt singur în avion. Minim 15, mi se pare, de ore singur în avion. Restul le fac. Iar se iese la simplă comandă și ea se spune în argou de aviație, în jargonul de aviație, se spune simplă, se iese la simplă, între 12 și 20 de ore. Cam așa iese pilotul cursant la simplă comandă, adică iese pilotând singur. Mai ții minte primul tău zbor ca pilot? Primul meu zbor ca pilot singur sau ca pilot în... Ca pilot. Primul tău zbor, ever, din toate timpurile. Primul meu zbor, îl țin minte. Primul zbor nu e ca pilot. Întotdeauna primul zbor, dacă n-ai mai zburat într-un avion de școală, este făcut de către un instructor ca să vadă cum reacționezi în avion. Și spune șicane, să spun așa, între ghilimele. Este impropriu spus șicane. Te zboară, să vezi cum reacționezi, pentru că sunt niște senzații acolo pe care tu nu le-ai mai întâlnit. Adevărat. Și nu ai cum să le întâlnești în zborul de linie. Acolo toată lumea zboară să nu deranjeze pasagerul. Pasagerul este Dumnezeu într-un avion de linie. Atunci nu trebuie deranjat. Virajele, de exemplu, se fac cu o anumită rată, cu rată 1, adică 18 grade maxim înclinație. E adevărat că ție ți se pare la un moment dat că ești foarte înclinat. Da, dar nu se întâmplă în spate. Nu ești mai mult de înclinat de 18 grade, pentru că așa este legea. Așa e regula. Primul meu zbor a fost cu domnul instructor Ghițiu, Ioan Ghițiu, o mare nume în aviația civilă. El m-a zburat să văd eu cum reacționez. Și a fost interesant pentru că am făcut un tur de pistă la nivelul florii soarelui. Floarea soarelui, știi cât e floarea soarelui de înaltă? La nivelul plantei, practic. La nivelul plantei, am făcut ultimul tur de pistă, l-am făcut la nivelul florii soarelui. Eu mi-am văzut viața atunci, foarte scurt. Totul trebuie să face repede, dânsul l-a făcut mai repede decât era cazul și mi-am văzut un pic viața, dar a fost minunat. După care am avut un instructor care, instructorul principal al meu a fost domnul Ioan Necșoiu, care a fost pilot de MiG-29 în Armata Română, adică a fost în stratosferă, a ajuns la 25 de kilometri deasupra solului. Ceea ce înseamnă stratosferă, a văzut curbura Pământului, deci pentru cei care cred că Pământul e plat, nu e plat, bă băieți, e rotund. Și am scăpat de PPL, am luat o notă foarte mare la autoritate, am luat chiar 10 la meteorologie, ceea ce este aproape imposibil, dar am luat 10 la meteorologie, după care am intrat în pregătirea pentru zbor instrumental, care este un alt tip de zbor, după care am intrat la pregătirea pentru zborul comercial, după care la... pentru zborul comercial MEP, adică Multi Engine Power CPL, Commercial Pilot License. Oamenii trebuie să știe un lucru. Lucrurile astea sunt paradoxale, pentru că tu, ca om, ție ți-a fost foarte frică de zbor. Am spus-o peste tot asta. Eu m-am apucat de asta. Iar tu, eu cred că tu trebuie să fii dat exemplu la toate discursurile astea motivaționale. Băi, ți-e frică de ceva? Fă ceva ce a făcut Mărginanu. Adică tu... E altceva, când ți-e frică de ceva, dacă ți-e frică de întuneric, nu poți stai pe întuneric ca nebunul, dar eu am făcut asta pentru că mie mi se pare că eram... mie mi se pare despre mine că sunt un băiat educat. Și cu școală, și educat așa, și de acasă, 7 ani, am și pe aia, chiar 7 am de acasă. Adică e păcat să fiu atât de cocalar, încât să-mi fie frică de ceva normal. Trebuie să înveți despre acel ceva ca să... Cum să... Dacă ți-e frică de zbor, Pământul se transformă dintr-o planetă mică într-una foarte mare. Exact ca și la noi România. România fără autostrăzi e o țară mare. Cu autostrăzi e o țară mică. Că e o țară mică, săraca. Nu e atât de mare cât e altă țară, de exemplu. Dar neavând autostrăzi, se transformă într-o țară mare, așa și Pământul. Se transformă într-un glob foarte mare și mi-e la foarte greu să ajung în Japonia, de exemplu. Pe unde ajungeam în Japonia? Pe mine m-a distrat foarte mult că atunci când ai făcut primele zboruri, ai încercat să o iei și pe Andreea cu tine ca să-i arăți cât de Uite, eu sunt pilot, iubita mea. Asta a fost motivul, al doilea motiv, de fapt am avut 3 motivații clare. Unul, că mi-era frică foarte tare. Așa. Doi, că vreau să impresionez. Să o impresionez pe Andreea, adică știi că noi bărbații facem o mare greșeală, marea majoritate a bărbații fac o mare greșeală, îi cuceresc femeia și după aia o lasă. O lasă de izbeliște. E ca cetatea, știi? Vine soldatul, vine armata, cucerește cetatea și după aia se pune pe băut și pe chefuit. Și cetatea își ia străzile înapoi. Și te dă afară din cetate la un moment dat. Și ca să nu te dea afară din cetate, trebuie să te împrietenești cu cetatea. Corect. Trebuie să
o păstrezi tot timpul vie. Trebuie să o cunoști din ce în ce mai bine. Să te cunoască și ea, să, te, să nu te opriști. Dacă te oprești, te dă afară din cetate. Și asta a fost unul, iar doi, trebuie să vadă și copiii mei că fac ceva. Ei funcționează acum pe puterea exemplului. Sunt adolescenți. Dacă n-au exemplu... A, dacă nu văd la tine, ei nu vor încerca mine, mai departe. O să vadă alții. Și dacă ceea ce văd la alții nu e chiar ce aș vrea eu să facă sau ce aș dori eu să vadă. Atunci am încercat să fac eu lucrurile pe care ei să le vadă la mine și să încerce să le facă și ei sau măcar să aibă un exemplu. Bă, tata a făcut asta. E adevărat. Să știi că și eu mă gândesc desori la lucrul ăsta. Tu mai ai mult de luptat, că tu ai cetăți multe. Ai câteva cetăți, frățică. Trebuie să-l chem pe Alexandru Macedon, luăm Babilon. Tu trebuie să-ți menții corpul, pentru că tu, având atâtea cetăți, tu trebuie să fii sănătos până pe la vreo 90 de ani. Aia e problema la tine. La mine, eu mă liniștesc pe tine exemplu, în momentul de față. Mulțumesc foarte drăguț. Eu mă liniștesc în foarte puține ani. Tu ai sărit vreodată cu parașuta? Am avut o poveste foarte ciudată cu parașuta și o să o zic. Acum eu am pregătit, am făcut cursul de sar și înainte cu foarte puțin timp, cu 2-3 zile să sar, instructorul meu, Adrian Constantache, a avut un accident, a intrat pe final un alt coleg, un alt parașutist, un fost elev de-al lui, a intrat, se întâmplase ceva atunci, sărise un student prima oară, un elev prima oară la simplă și nu i s-a deschis parașuta principală. Iar el și-a desfăcut parașuta de rezervă, care e o parașută mai rapidă, s-a descurcat foarte bine. Toată lumea era cu ochii pe el, cei 10 care au sărit erau cu ochii pe el și, din atenție, un fost elev de-al lui Adrian a intrat în el pe finala de aterizare, s-au făcut parașutele fuior și au căzut amândoi cam de la 70 de metri. Din fericire, Adrian a scăpat, din păcate au murit doi oameni. Și a căzut pe ei? Adrian avea în tandem o elevă și asta m-a făcut să nu mai sari. Zilele trecute am primit un telefon de la Dragoș Boieru, care este unul dintre proprietarii TNT Brothers, și eram pe pârtia de schi, i-am dat reject că-s pe pârtie și mi-a dat el mesaj, vreau să întreb dacă s-ar săptămâna asta cu parașuta. Așa, tamnesam. Da, și eu fiind la schi, m-am întors ca acum câteva zile și i-am răspuns da, probabil că o să sar în curând. Lasă-mă în pace. De ce spun chestia asta? Pentru că mie am fost de mai multe ori cu parașutiști, au sărit de lângă mine, iar eu mergeam că ei tocmai ca să mă încarc de curaj, să am puterea exemplului, să zic, las că fac și eu cursurile astea. Iar după ce am luat, au sărit toți și ăla de la manșă zice, vine un coace. Francezul? El am tot la Clinceni. Nu știu cine era, nu mai țin minte. Adică e francez? Era român sau era... Da, român. Era român, ok. Vine un coace. Și m-a pus pe locul copilotului, prinde manșa. Hai, domne, las că stau aici să fac niște poze. Prinde manșa. Prinde manșa. A prins manșa. Bun, dă-i drumul. Și și-a luat mâinile și a zis... M-am văzut în fața, băi, adică nu mai ai timp, nu am chef astăzi, nu, poftim. Se spune ce comanda faci? la tine. Și comanda la mine, zice, împinge manșa și împing manșa, zice că ăsta bot în jos avionul, am simțit că de asta îți dau dreptate. Tu trebuie să te verifici, că dacă nu te descoperi pe tine ca om, cu toate mașinăriile astea ale vieții, în special o chestie de genul ăsta, tu riști să, ori să descoperi o chestie formidabilă, uite cât de pasionat ești de toată aviația asta, ori să-ți fie frică, pare-mi știu un lucru. Este fascinant. Nu e, tu descoperi și o să vezi că după ce te obișnuiești, chestiile astea da? Nu mai înseamnă nimic. Nu mai înseamnă nimic, adică corect. Absolut nimic. Dar prima dată, știi că aceeași reacție o ai atunci când te duci în montanie rus. Când te duci așa în jos, băi, s-a dus, nu mai ai control. Ia închide ochii. Ia închide ochii și vezi dacă mai simți. Nu mai simți nimic. Nu mai simți. Dacă nu dar ai mi-a contact plăcut, cu... Mi-a plăcut. Băi, stai puțin. Nu mă desprind de scaun. Nu ești în stratosferă, în imponderabilitate acolo. Bun, te duci mai jos, pac. Uite că poți. A? Și m-am uitat așa rânjind, așa într-o parte. Da, da. Cu emoție, o emoție combinată cu frică, cu teamă, cu bucuria descoperirii ceva nou. Normal. Trebuie să facă... Eu aș băga la școală un curs obligatoriu.
În Statele Unite, pentru că ei și-au descoperit o industrie, mamă, am devenit foarte serios, dar e ok. După războiul, al doilea război mondial, și-au descoperit o industrie, ei făceau 1000 de avioane pe zi, militare. Dar au și câștigat războiul. Și s-au trezit cu o industrie foarte mare. Și ce faci? E o industrie imensă. Rulmenți, roți, cauciucuri, da. Motoare, bujii. Și atunci ei au făcut o chestie deșteaptă. Au lăsat cetățeanul american de la 18 ani până la vârsta de 45 de ani să facă PPL gratis din partea statului. Aha. În mod normal, el costă 8.000 și ceva de euro. Așa, 8.000 de euro era, da. N-are cum să coste mai puțin. Că te costă avionul, te costă benzina, te costă instructor, plătea statul acest lucru. Și în felul ăsta s-au făcut o grămadă de demenți de ăștia ca mine și ca tine. S-au făcut piloți care și-au cumpărat avion. Că nu e o mare cheltuială, adică mai decât să dai pe șampanii de alea în roabe, știi când îi vezi pe băieții ăștia prin cluburi. Da. Cluburile alea din patru litere. Dacă îi vezi prin cluburi, dacă te oprești un an de zile, îți cumperi un avion, că nu e așa mare șmecherie. Și s-au transformat, vezi că ei au cum avem noi meeting-uri de motoriști, de motociclete, ei au meeting-uri de avioane. Sunt câte 3.000 de avioane care vin în același loc, pe un câmp imens, au și locul ăla, că e mare, e mare statele, sunt multe. Și vezi mii de avioane care vin la acest meeting, unde se întâmplă muzichii, se întâmplă... Cumpărarea avionului pe care l-ai acum, acest... Cessna. Iartă-mă, Cessna. Este, practic, o urmare firească a tot dorinței tale de a te pregătim. A fost un calcul de business. Eu, dacă m-am hotărât, după ce am terminat PPL și m-am hotărât să merg mai departe și să-mi iau licența comercială, cu gândul că mă voi duce la linie. Ăsta era gândul. Am zis, în treia mă duc la linie. Să văd cum e, că e mișto. De ce să nu mă duc la linie? Bun, nu mi-am făcut niște calcule bune atunci, dar după aia mi le-am făcut și m-am oprit cu linia din motive financiare. Adică nu pot să câștig la linie cât câștig în mod normal acasă. Dacă merg la linie nu mai fac nici film, nu mai fac nici muzică, nu mai fac nimic. Și atunci mi-am făcut socoteală. Dacă închiriez un avion ca să îmi fac orele de acumulare, mă costau niște 10.000 de euro. Bani care m-au costat un avion, pe care îl folosesc să zbor eu cu el unde mă duc, oriunde mă duc. Prima dată mi-a dat pozele când era cu Nicu Dumitrescu în avion. Da. Cu mine nu o să vezi, sau cu Chiba. Nu. Așa, deci prima dată mi-a dat mesaj, suntem în avion. A, sunteți la relaxare prin jurul... Nu, mergem la cântare. Da. E, din momentul ăla, în mine s-a declanșat, uite-mă pe ăsta ce deștept e. El, practic, trebuie să găsească un aerodrom lângă locul de cântare. Oriunde găsești. Sunt și atunci, da, bine, un câmp. Nu, că nu aterizez pe câmp. Eu aterizez pe aerodrom, oriunde. Deci mi s-a părut senzațional. Iar noi, noroc că s-au mai făcut în ultimii ani niște linii, dar în principal mi-am zis cât timp economisești tu să te duci într-un loc doar cu avion. Știi ce economisesc? Nu numai timp, economisesc și altceva. Economisesc și sănătate, pentru că dacă mă duc cu avionul, eu vreau să plec dimineață. De ce plec dimineața? Vara, când iese soarele și pe la ora 12 încolo, am turbulență de radiație. Turbulența de radiație este de la pământ. Pământul se încălzește de la soare, pământul încălzește aerul. Așa se încălzește. Aerul se încălzește prin... de la pământ. Mm-hmm. Dar el se găsește de la pământ, apropo de culoarea pământului, că aici este arat, în partea asta altă e grâu, e galben, și în partea asta e pădure, și în partea aia altă e apă. Toate aceste suprafețe dau căldura diferit în sus. Da, una o dă într-un fel, una într-un fel. Da. Și tu când mergi cu avionul până în 2000 de picioare, ești prin continuare. Așa mie nu-mi place asta, că este incomod, în primul rând. Și ca să nu pățesc asta, în jurul Bucureștiului, pe temeaua București, nu ai voie să te ridici mai sus de 2000 de picioare? Nu vreau să mi se întâmple asta, m-am săturat, că nu mai pot, trebuie să fiu atent, să-ți merg încet. Să știi că pe anumite drumuri terestre se întâmplă exact același lucru. S-au întâmplat lucruri în luna august, când am zis că nu mai zbor în august la ora 1:30, niciodată în viața mea, decât instrumental, să mă sui la 10.000 de picioare, mă duc la 3.000 de metri și bă de treaba mea. Dar până nu mai zbor, mi-am jurat asta și în 2 săptămâni iar am zburat. Tot la 1500 de picioare, tot pe turbulență, tot pe vânt, tot pe vai de cap meu. Da, nu e o mare problemă nici asta. Dar tu ai un partener acolo când zbori, turnurile astea de control. Trebuie să vorbești în permanență. În permanență și în legătură directă cu coordonatorii de trafic, că este București Informare, care este pe toată țara, că este approach-ul în funcție de zborul pe care, dacă ești zbor instrumental, ești cu approach sau cu radarul. Și ai spus vreo prostie vreodată că te... Mai sau spui, tu ești foarte corect așa. Nu mai spui, eu în pandemie am avut noroc să-mi las avionul pe Băneasa, am zburat foarte mult, nu mai zbura nimeni
și eu zburam la antrenament. Eram... tu erai ăla. Eram singur, nu mai era nimeni. Mai comunicam cu cei de la... Știi că de fiecare dată când avut un avion... Nu. Știi care e vorba mea? Nu. E marginal, nu? Vorbesc serios. Vorbesc serios. Școala Superioară de Aviație. Băneasa? Școala de Aviație Superioară asta. Civilă, care e așa? Aici la Băneasa, au 8 Cessna, 172 ca al meu și ei zboară foarte mult în zonă. Am înțeles. Auzi, dar trebuie dicție când zici aia. În engleză vorbești sau în română? Și în engleză și în română. Depinde acum unde ești și cine mai e pe trafic. Dacă ai străini în trafic, vorbești în engleză. Dacă sunt cer plecarea, pornirea motorului sau plecarea de aici, de la Băneasa, vorbesc în română. Tu știi că piesa asta a ta, cântecul ăsta al tău, pentru mine este o... Cu toate pregătirile mele vocale și de dicție și mai departe, reprezintă în continuare o provocare. Care? Deci ca eu să spun melci, scoici, raci, craci, mai ales că am făcut o greșeală, că am melci, scoici, raci, craci. Nu, craci, raci. Și nu e melci, scoici, raci, craci. Ăsta este un exercițiu de dicție pe care poate să-l facă orice om. Dar probabil că ai mei colegi de brasă sau actori în general, când îl văd pe Bartoș, de exemplu, el se face... Bă! Melci, scoici, craci, raci. Și de fiecare dată... Raci, craci. Uite, mi-ai uitat în asta. Melci, scoici... Dar știi că dacă vrei să te verifici... Dacă ai băut și te-a luat de cap, așa. Spui alea lalelelor. Și ca să fie și mai rău, spui alea lalelelor liliachi. Alea lalelelor liliachi. Corect. Mai bea două, trei pahare de vin și nu se mai vrea să spui. Băi, deci prima dată când am cântat piesa asta, ai nevoie de text? Eu nu. Nu, n-am nevoie de text. Ei, mă bucai de cismărie, mergi, scoici, raci, craci. Ei, mă bucai de cismărie, mergi, scoici, raci, craci. Ei, mă bucai de cismărie, cea mai tare meserie, mergi, scoici, raci, craci. Ei, în pădurea de la moară, mergi, scoici, raci, craci. Ei, în pădurea de la moară, mergi, scoici, raci, craci. În pădurea de la moară, mă-ntâlni cu o fetișoară, mergi, scoici, raci, craci. Ei, pantofiorul ei cel vin, măi, mergi, scoici, raci, craci. Pantofiorul ei cel vin, măi, mergi, scoici, raci, craci. Pantofiorul ei cel vin s-a dezbrăcinat puțin, măi, mergi, scoici, raci, craci. Atât, doamne. Băi, obositor ăsta, acum mi-am dat seama. Dar tu de ce vrei să-l faci rapid? Băi, de ce vrei să-l faci rapid, mă? Pentru că e mai ușor pentru mai mine. Rapid, da. De ce, mă? Nu știu, e mai ușor pentru mine. Fii, fii atent aici. Minus 10, plus 10, nu, minus 10. Ploaia cu pusei, ața, mergi, scoici, raci, craci. Ploaia cu pusei, ața, mergi, scoici, raci, craci. Ploaia cu pusei, ața, ca să repar suprafața. Și pusei, ața, în două, mergi, scoici, raci, craci. Și pusei ața în două, mergi, scoici, raci, craci. Și pusei ața în două, ca să-i coși o limbă nouă. Ja! Bă, chiar de aici. Tu ești cum eram eu când eram mic. Fii atent, nu, tu ești cum e Panca Dumitroștii. Nu. Chiar. Fii atent, Anca Dumitroștii. Și acum, Anca, fii atentă la ce spun, că nu ți-am spus atunci. Ea are ureche muzicală. Nu. Băi. Deci, Anca Dumitra, eu am o problemă, am un război mare cu ea, cu ea și cu Andreea mea. Deci, cele două, eu le-am trimis cursuri de voce să vadă că n-au cum să cânte vreodată, ele două. Și ele vor să-și facă formație. Păi așa ce... Păi Andreea, nebune, Anca, destule. Eu mă ocup de voi. Una la mă, doi. Asta e și mai rău. Băi, da, mă, băi! Duceți-vă la Brenciu. Fii-am de aici, fii-am de aici. Tu știi de ce nu face? Pentru că Anca începe melodie
și... și... se simte descurajată și vrea să... gata, să termine melodia și începe să grăbească pe toate. Nu. Ba da, mă! Nu. Anca începe melodia. Așa? Anca începe melodia și eu zic, dacă mai cânti, eu sar la bătaie. A învățat un cântec perfect, a venit în rulotă și l-a cântat. Și am zis, Anca, te rog, eu, suflet, te rog, îți dau bani, nu mai cânta, frate. Și avem un clinci tot timpul, că ea, cum ajunge pe platou, începe să cânte. Băi, te rog. Cine e ea? Anca, da. Bravo, Anca, mamă, ești de-a mea. Mă ocup eu de tine. Dar de ce nu pui pe aia... pe Nicu Dumitrescu. Nicu Dumitrescu a făcut o universitate de muzică și el știe două cântece. Bă, când faci un conservator, o universitate de muzică, mă, cântă-mă și mie ceva. Și el știe două cântece. Care pe care le, două cântece pe care le cântă la fie, în fiecare seară. Unul în limba maternă, în engleză. Așa? și unul în limba... Și ce mai cântă el? Unul în italiană, da, unul chinezesc. Unul suedez, deci da, unul în limba maternă. Am uitat cum se numește. Cum se numește Michele cântecul lui în limba maternă? Băi, fii de aici. Haide la lecul iudi. Arachlema pe ulița, junghe male. Băi, fii asta. Tu îți mai sminte asta? Moroșau. Asta e un cântec al formației Ternipe. Hop, hop, aici era spectacolul tău de la Capena Actorilor. Da, mă. Da? Da. Deci fii atent aici. Era pentru prima dată când îl descopeream. Am fost într-adevăr la același concert atenție, 2009. Da, era frig afară. Acu 15 ani era acest concert, iar eu atunci lansasem albumul 35. Și mă bucuram că e lângă mine pentru că era foarte interesant. Mihai este un personaj foarte... Dacă știi să-l cunoști cu adevărat și să intri dincolo de toate fricile lui și toate problemele lui... N-am nicio frică. Lupta contra pământul întreg, știi? N-am nicio dacă, frică. Bine, la mea. Asta? N-am. E ok. Și atunci a fost într-o perioadă de... Era fără opreliști. Dacă zici, hai acolo, sigur că da. Făcea toate nebunile posibile. Trebuie să le facă. Da. Iar în momentul ăla am descoperit că are chef și că îi place. Și eu cred că tu ești dependent de forța publicului. Și m-am dat seama de foarte multe ori de chestia asta. Categorie, clar, dar ce? Și tu, toată lumea e dependent de forța publicului. Eu sunt dependent de voi acum și nu sunteți public, sunteți oamenii cu care stai aici. Dar nu e asta, asta e bine. Asta e o dependență pozitivă, da? Da, e bine, mamă. Dar am avea toți dependența asta, e perfect. E bună dependența. În afară de concertul ăla pe care l-am cunoscut noi cu AC/DC, în care eram acolo și dădeam din cap... În care ai filmat tot concertul cu telefonul, mă rog, zi mai departe. Așa. Vreau să te întreb, care concerte te-au mai dat pe spate? Bă, niște spanioli m-au dat pe spate. Grav de tot. Grav. Alejandro Sanz m-a dat pe spate. Așa. Am fost de 4 ori la el la concert. Și odată vorbind cu Damian... Zice, eram acasă la Alejandro Sanz. Zic, la cine? La Alejandro Sanz, ai auzit de el? Zic, bă, ia stai așa. Mi-am spus pe Andreea. Zic, Andreea, tu știi la cine a fost ăsta acasă? Mă, la Alejandro Sanz. Vrei să-l sun acum? Zic, nu-l sună. Cum să-l sun? Alejandro Sanz, sunt cu unul din România, prieten al meu. Ia mă vorbește, ce să-i zic? Hola? Buenas tardes. Ce să-i zic la Alejandro Sanz? Așa, am fost la o venezuelancă pe care o cheamă Nela Rojas. Am fost la Madrid. Eu am descoperit-o pentru că sunt abonat la Berklee College, sunt abonat și de câte ori apare ceva, un spectacol de-a lor, îmi vine cling pe telefon și mă uit. Ea a fost la Berklee. Ea a fost la Berklee, da. Și am ajuns la Madrid, am văzut un concert de-al ei, este produsă de Javier Limón. Javier Limón e un fel de Smiley al Spaniei. Mm-hmm. El a produs, ca să înțelegi mai bine, Buena Vista Social, care se numea Buena Vista Sociedad, nu se numea Social Club. Social Club a venit la când a intrat în Europa. Da, așa, când a intrat în Europa. El a produs acest disc al Buena Vista odată cu un țigan din Andaluzia, rom din Andaluzia, dacă vrei așa, care cheamă Diego El Cigala. Diego El Cigala este probabil cel mai mare cantaor. Pentru că, vezi, spaniolii au o chestie mișto. Cantante se numește cântăreț în spaniolă. Dar există doi termeni. Cantante și cantaor. Cantaorul este ăla care cântă flamenco.
Ca și bailarina. Bailarina înseamnă dansatoare. Dar bailaora este aia care dansează flamenco. Mm-hmm. Și Diego El Cigala spune o chestie foarte mișto. Cantante e ăla care poate să cânte. Cantaor e ăla care trebuie să cânte. E tu ai deprins mișto. Ceva mișcări de acolo? Ceva muzică? Ceva... Dans? Dans nu, că dans, eu am o problemă cu dansul, sunt praf. Dar muzică, da, știu cel puțin, cum știi tu, toate cântecele în limba engleză. Așa? Așa știu foarte multe cântece în limba spaniolă. Deci nu, nu cred. Ba da. Demonstrate-mi, por favor. Dăm un glu... Tu fii de aici. Tu cânti vreodată în spectacol? Hai să-i explic întâi, ca să înțeleagă mai bine. El fiind Diego fiind țigan, el a cântat în Cuba acum 25 de ani, când a ieșit discul Buena Vista, primul disc cu Compay Secundo și cu Bebo Valdez, un mare pianist. Da, da. Mare, avea o mână atâta, un mare pianist. Zici, da, numai la Dan Grigore am văzut mâinile alea de pianist. Și pare că domnul Dan Grigore știe clar despre cine vorbesc. Un mare, mare pianist cubanez. Au scos un disc, un fel de mixtură de muzică cubaneză cu muzică andaluză, cu muzică flamenco. Și au luat unii de la alții. Ei cântă Lagrima Negra, cântă Diego El Cigala, cântă Lagrima Negra. E, în schimb, ei cântă Dos Gardenia. Dos Gardenia nu e un cântec cubanez. E un cântec acum e cubanez, dar el a fost făcut de în Andaluzia. Pentru că ce spune textul, zice: eu îți dau ție, draga mea, două gardenii. Ai grijă de ele ca de ochii din cap, este ca și cum te-a săruta eu, este, dar dacă se ofilesc, înseamnă că ele s-au prins, au ghicit că tu ai pe altcineva. Deci clar era țigan. Da, bine. Bine. Ola, ola, știi, ola. Și, am luat ei îl cântă într-un fel și o să-l auzi cântat în varianta originală în filmul Narcos. În care îl cântă de data asta un cântăreț de culoare care e mexican, dar care îl cântă exact în varianta andaluză, care este o variantă aproape lăutărească din România. Jur că este cântată de Fărâmiță Lambru. Dacă Fărâmiță Lambru, Dumnezeu Leta, s-a ridicat, m-ar cânta Dos Gardenia exact așa cum... Ia, zi-mi puțin. Așa l-am făcut. Asta este altceva. Do gardenia para ti, con ella quiero de ti, que te quiero, es que te adoro, ay mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Do gardenia para ti, que tendrán todo el calor de un beso. Esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán a como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que te dirán: mami, te quiero. Pero si un atardecer la gardenia de mi amor no se muere, me ha traicionado porque existe otro querer. Dacă nu m-am întrebat de mii de ori, tu care stai bună parte din anii ăștia, ultimii 15 ani, tu stai poate o parte din an în Spania. Da. Eu te întreb, ai început să faci concerte în limba spaniolă în Spania? Nu, no, dar nici nu să cânt vreodată în Spania. M-a întrebat și pe mine. Porque? Nu. Și nu te-am făcut porc. Nu. Am întrebat. Nu. Porque? Porque, porque. Porque será. Porque yo en España, señor, todo el trabajo será físico. Ai înțeles ceva? Da, bineînțeles. Băi, eu am corectat un Vargas toate cărțile. Termină chestia asta. Am spus altceva, nu? Mai depinde, mai de situativ. Nu. Tai asta, da? Nu, o jupoi de viu. Nu o să cânt în Spania. De ce, mă? Pentru că fiecare lucru trebuie făcut acolo unde trebuie făcut. Iar te întreb. Și fii atent aici. Ok. Deci toată lumea, concluzie, nu cânt în Spania. Și mâine, poimine, peste o săptămână e în Spania. Și se așează la o masă și începe. Și o femeie de lângă el zice: oh, que el vos!
Și zice așa, și face așa, zice. Nu, nu, nu. Nu, 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 nu. Și face amintea lui. Ar fi interesant să mă apuc să cânt în Spania. Băi, așa ești tu, mă. No, n-o. Dacă un grup de oameni te aplaudă, o să te gândești să te... Așa ești, gândește, admite că așa ești. A fost foarte mișto, anul ăsta am făcut cu trupa mea o chestie foarte mișto, după părerea mea, cea mai mișto chestie pe care am făcut-o în ultimii ani. Am închiriat un catamaran din Atena și am plecat cu ei pe mare, cu Michele, cât îl vezi tu de... Michele avea o problemă în catamaran, el nu încape în WC-ul. M-am gândit eu, inițial. Toată lumea cu care am vorbit m-au sunat, când am intrat, pe care m-au sunat, prin telefon, de la FIMEA, de la... Cum e cu Michele, e ok? Păi e ok și dacă nu e ok să fie sănătos, să ducă la restaurant. A primit telefon și nici el nu ieșea slăbuț. Cine? De la ce? De la Bobonete. Ah, da, Bobonete. Boboi tras prin... Am plecat cu ei pe mare, timp de o săptămână pe mare... Câți erați pe vas? Eram 10. 8, pardon, 8. 4 perechi am fost. 4 10, dar au mai rămas 4 perechi, nu am fost, că am avut și tehnicianul nostru, fostul nostru tehnician Mugurel, a venit, a zis că dacă mergeți voi merg și eu, și a venit și a dormit în cabine. Câte camere erau? Sunt 4 cabine cu baie și o Mugurel care era singur, a dormit în cabina de skipper care are un fel de coșciug în față. Eu, okay. Nu, e un coșciug în față. Un coșciug care o... Iar voi ați mâncat ce prindeați? Nu am mâncat, am mâncat ce ne-am cumpărat, dar am mâncat la restaurant. N-am mâncat nimic, n-am prins din nimic. Nou plezirul tot, dar mult restaurant. Am mâncat la restaurant și crede-mă că sunt niște restaurante de... N-ai cum, nu vrei să prinzi nimic. Vrei să mănânci la restaurant. Tu practic, și cât a durat asta? A durat o săptămână, adică am plecat din Atena. În momentul ăla, eu pentru Michel acum sunt Dumnezeu. El când a văzut, el când a văzut că am plecat cu barca din, zice, în Marina Limos, dacă ai norocul să fii în fundul marinei, te chinui să ieși un pic, că e destul de îngust. Așa? Sunt foarte multe nave, probabil că sunt vreo 1000 de bărci, 1000 de veliere, catamarani, nu, zic 1000, poate sunt 800. Da. Acolo. Și când ieși... A, dar tu ai condus-o. Da, eu condus-o. A, tu ești skipperul. Eu sunt skipperul, da. Am înțeles. Și a fost fantastic când am ieșit din... Michele n-a crezut că ieșim. Da. Am avut o... mi-am dat seama că violonistul trupei noastre este total atehnic. Când i-am spus, aruncă parâma de la tribord. Cerai la tribord cu parâma în mână așa. Eu nu știu că e așa. Nu legase de barcă. Și a aruncat-o pe malul unui domn. Așa. I-a aruncat toată parâma lui. Și ăla, n-ai legat-o? Nu! Păi dacă n-am făcut, el a făcut așa, păi dacă n-am făcut nicio repetiție. Era proprio de deci nu și-a dat seama că trebuia să lege de barcă parâma aia pe care oricum după cea mai groasă era cât cutia asta așa de apă, era cea mai groasă parâmă care n-avea ce să caute acolo, noi trebuia să ne legăm cu parâma mică, eram lângă cheu, adică ne puteam lega de baba foarte repede. A fost fascinant. Mi-am dat seama că sunt praf toți din toate punctele de vedere, inclusiv fizic. Domnul Nicu Dumitrescu a zis ai grijă de nevastă mea, de Lili. Nicu Dumitrescu și soția lui sunt cununați de mine și l-am botezat și cei 3 copii, că fiind de etnie romă nu s-a oprit, a făcut 3 și vrea să mai facă. Eu vreau să-i facem vasectomie de aia la un ginecolog, să-l ducem la ginecolog, să-i scoatem tot și toate trompele, tot, lui să-i scoatem tot, da. Și să ai grijă de Lili că îi se face rău pe mare, îi se... Băi, băiatule, Lili a fost în al 9-lea cer, s-a simțit minunat. Tu vrei să spui că n-a fost cu Nicu pe mare? A fost cu Nicu pe mare, dar Nicu a vomitat în continuu. Deci ăla care era bărbatul acasă? Era bărbatul, se ținea de foc. Focul este pânza din față, prima pânză, Genoa. Se ținea de ăla și stătea așa săracu. Mă rog, la un moment dat, pe vreo 3 zile a trecut, dar după 3 zile am avut o furtună. Și a revenit. Și nu că și-a revenit, era în față, se ținea de aia și s-a uitat și la un moment dat, unul dintre, eram 20 de bărci pe care trebuia să ajungem într-un port mai repede, pentru că se strica vremea. Da. Și pentru că am experiență, am ajuns primul, dar nu pentru că am mers mai repede, ci pentru că am mers cum trebuie, unul dintre cei care eram a bandat foarte tare barca. A bandat-o tare ca să meargă mai tare. Era velier, nu. Era velier și când bate vântul lateral un pic, se bandează barca, se freacă mai puțin cu apa și merge mai repede. Mai rău, și Nicu s-a speriat când l-a văzut pe ăla că s-a uitat la mine, eu eram sus, că eram pe puntea 3, aha, de acolo se conduce barca, s-a uitat la mine, l-a arătat pe ăla, zic, da, e ok, și el a făcut semnul ăsta. Gata, e clar, moare. El se pregătise deja, cred că, să sară după ei. Nu puteai să sară, erau valuri, probabil depășeau 5 metri.
erau foarte mari valurile, erau 6 bufori. Pe marea asta, cei care știu, știu că e rău. Cu un catamaran e greu pe 6 bufori. Merge... A fost frumos, am ajuns după o oră jumate, adică o oră jumate a fost de Bulău, așa se numește el, Bulău. A fost Bulău o oră jumate și am ajuns în port, în Poros, unde a fost iar minunat, am stat absolut senzația. M-am distrat cu ei tare de tot. Dar în seara asta vreau să vă zic că de aici începusem. Ne-am pus barca, au venit foarte multe bărci și lângă noi am ajutat noi să ancoreze o familie cu un, o familie, un tip și o tipă, erau o pereche de olandezi, care erau cu un velier mic, un Oceanis 36, un velier mic. I-am ajutat să lege și erau prima oară în insula respectivă, le-am spus eu că sunt restaurantele alea, dacă vor să meargă acolo, m-am vorbit un pic. Și seara când s-au întors toți de la toate, erau multe bărci, zic multe, zeci de bărci erau. Pentru că trebuia să dormiți pe barcă, pe catamaran. Noi numai pe barcă am dormit. Și s-a scos Michele Chitar, a scos Cristi Vioara, Nicu fiind... Nicu fiind așa, a scos lingurile și a început să bată în alea și s-a făcut spectacol. Adică s-a strâns lumea. Ăla de lângă noi, olandezul, când a auzit Vioara, a sărit direct din barca lui în barca noastră și a început să urle la iubita lui: vino cu acea repede, vino repede, a venit. Știi și olandeză? Nu, în engleză i-a zis, că ei vorbeau numai în engleză, incredibil, că au zis că limba lor e boală de gât și au venit și alții și alții și s-au umplut barca de diverse sticle. Că nu, de diverse sticle s-au umplut. S-au umplut barca de diverse sticle și am stat până dimineața și am cântat cu ei inclusiv în greacă. Și în greacă unul a venit și a întrebat: sunteți grec? Nu, aici nu m-ai convins. Eu nu cred că tu știi să cânti și în greacă. Da. Nu știi să cânti. Tu nu se conoce una parola de lingua greca, cum îi zice. Conoce nada de grecos. Nu știi. Hai, nu mă mai faci să spune bunii. Nu știți. Mai ține minte ce cântai, că mie era rău. Băi, nu pot să cred că tu știi să cânti în greacă. Nu pot să cred. Dar stai, nu știi înainte să cânti în greacă. Ah, bani, nu. Stai să vedem. Stai să vedem. Despina. Văd la fereastră. Pardon. Nu e asta. Nu e asta? Văd la fereastra ta târziu. Dar nu-i asta. Na te hierese, ti que nuria su agapi. Na te hierese, que na me kernas parmaki. Na te hierese, opos makria apomena. Ya te agapi mu και οξανά η ομένα. Αν ποτέ θέζω αυκαλιά με κίνη κάπου, θα πω τρελάξω και σάπιο μέχρι θανάτου. Αν ποτέ θέζω αυκαλιά με κίνη κάπου, θα πω τρελάξω και σάπιο μέχρι θανάτου. Να τη χαιρέσει. Μωρό, αυτό είναι ένα κάντεκ Δεσπίνη Βανδί. Despina Vandi și Nati Herese, este foarte frumos, este vorba despre o iubire de-a ei, iar el s-a, animalul, și-a tras o iubită mai tânără. Și asta îi spune: bucură-te acum de iubita ta nouă, tânără și nouă, Chenuria poate să fie și nou și tânăr, și pe mine lasă-mă în pace, dar bucură-te departe de mine, că dacă te apropii de mine și te văd că te îmbrățișești cu nei ca nimeni, chinii capul e un fel de nei ca nimeni, eu nebunesc și o să beau până mor. Chethapio mehri Thanatu. Thanatu e moarte. Calimera. Sau, are un cântec foarte frumos ăsta. Uite, m-au și eu. Stai. Anisa e Nasteri, ăsta, Nikos Vertis, cântă un cântec care e foarte frumos. Cum e cântecul? Doamne, ce e și frumos rău. Anisa e Nasteri, pufosta feri. Αυτό που μου συμβαίνει, φοβάμαι τόσο να το πω. Καρδιά μου πληγωμένη, αδύνα αλήθεια αυτό που ζω. Αγάπη είναι αληθινή, κι αίδια είναι κι αμορφή.
m-am uitat aici. N-ai sesi ani se nasteri pupostă ferina de amuzoi. Pote mi svitis, pote na mi ma fisis, pote na mi adi agapia fi. Am uitat, am uitat, dar ăsta e când te cam așa. Trebuie să învățăm cât de că e frumos, e alu Vertis, e foarte frumos. Nu, 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 spunem da la următoarea întrebare. Scuze, eu sunt un chitarist mediocru. Mi-am luat în jurăturile de la Crețu până acum. Bă, și m-am lovit și cu o ancoră pe degetul ăsta și când cu degetul ăsta, deci iartă-mă acum, nu te supăra și tu. Și mai am și tendinită la asta, ca să știi, tot Michele, de la chitar. Da. Nu te-am întrebat, vrei un par de vin? Nu, mersi. Mamă, dar nu mai rom, că sunt pe barcă. Nu, vrei par de vin pe ea? Un sfat prietenesc, pe Michele nu-l invitați la masă, cumpărați un costum Armani, că vă scoateți mai bine. E mai ieftin să-i cumperi un costum Armani. Nu, 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 stai liniște, descumpărăm și costum. Cu Armii, cu Armii și cu Armani. Nu, dar nu-i mai luați, nu-l invitați. Pe 22 martie la Sala Palatului, spunem, zim da. Ce 22 martie, mă? 25. 25 martie. Mă sper că dacă ai tu concert pe 22 martie, nu și mă invizi la tine la Sala Palatului, că nu vin, frate. Pe 25 martie, voi cântați o melodie în grecește. Nu. Nu pot să cred. Bă, cum să mă fac de râs? Nici nu știu versurile ca lumea. Anise, băi, frate. Înseamnă dacă ai fi o stea. Uite, fii de aici. Fă-o pentru mine. Zici așa, domnule, fii atât de aici, m-a înjurat Brenciu, m-a făcut nu știu eu ce. Eu pot să fac dacă o să fii în sală. Dacă o să fii în sală, o să zic, doamne, domnule, dacă îl înjurați, pe cine înjurați pe Brenciu acolo? Așa. M-a rugat să cânt o singură piesă. Nu, m-a obligat. M-a obligat. Poți să spui că este familia mea sequestrată, dacă nu, nu reveam, poți să zic. Și eu o să cânt piesa asta. E, dacă nu ți-ai, primești tu cele mai vibrante aplauze din viața ta, la care zici tu. Te să cânt să în grec. Să părăsesc lumea spaniolă? Să cânt doar pentru... Sunt Nicos Vertis 2? Sau el e Mărginanul 2? Mamă, dacă aș arăta ca Nicos Vertis ar fi o mare șmechită, cât de frumos e ăla, dracu? Da, dar e... Nu e? Băi, Nicos Vertis nu visează la o femeie ca Andreea. A, categoric. Nici nu o să aibă vreodată. Cum ți-a ajuns la ureche cântecul lui Iancu Brezeanu? Prin Ovidiu Niculescu, actorul Ovidiu Niculescu, actualul component al trupei White Mahala, prietenul meu din copilărie, care el o cânta de la grupul lui de actori. El a intrat la teatru din prima, ceea ce e o mare șmecherie, pe vremea aia era o mare șmecherie, și din gașca fratelui lui, din gașca lui, el știa acest cântec. Mi se pare senzațional că tu, între timp, ai aflat și ceva despre Iancu din perioada interbelică. De la Stella Popescu. Exact. De la Stella Popescu mi-a zis, să știi, dragă, era foarte urât, dar avea un succes la femei, era mai urât ca tine, dar avea un succes la femei fantastic. Cred așa. Da, a fost senzația, am zis de mamă. Ce era un bărbat urât, da, avea un succes la femei extraordinar și și-a făcut un cântec lui. De fiecare dată când se cântă de către voi, mă iubește femeile, eu am impresia că și femeile din sală sunt vizate, dar și bărbații din sală. Asta mi se pare un paradox pentru mai mult bărbații. Băi, deci, frate, bărbații sunt geană, ca să spun așa, ce că, pe piesa asta. Și de ce că eu îl prezint într-un fel cântecul ăsta, pentru că el fiind, e toată lumea ce e cel mai cunoscut cântec de la Mărginan, practic niciunul nu-i cunoscut, că eu nu mă duc la spectacol să zic că unul cântă, nu știu, un cântec, unul. Unul zice unul, altul zice altul, ceea ce e foarte mișto. Dar câteodată noi nu mai cântăm, de exemplu, de foarte mult timp un cântec și nu mai știu. Chiar dacă l-am făcut eu, îl uit, că asta e. Că și noi, și voi, avem repertoriu mare și nu se mai uită cântecel. Dar eu îmi prezint cântecul ăsta și îl cânt la începutul spectacolului, ca să nu creadă lumea că mă țin de un cântec până la sfârșit. Cânt la început ca să scap de el. Și să nu fac cum se face, că nu prea îmi place mie cum se e face. Interesant, contrapie cu ce zici tu. Dar eu prezint într-un fel, apropo de relația între bărbați și femei, fiind foarte bătrân Brenciu, noi știm acum cum stă treaba cu relațiile între bărbați și femei. Și știm clar cât de proști suntem noi și cum sunt ele câteodată
și cum ele vor să ne schimbe tot timpul de când ne iau și cum reușesc câteodată să ne schimbe și cum ca niște ingrate după 20 de ani zic, nu mai ești ăla de care m-am îndrăgostit. Păi nu mai sunt, că m-ai schimbat, că Doamne iartă. Și este real asta. Și atunci eu prezint lucrurile așa cum sunt pentru că n-are rost. Nu mă poate da nimeni judecată că îi zic că femeia mă schimbă, că m-a schimbat categoric. De exemplu, Andreea când a venit la mine în casă, eu nu aveam perdele și nici nu vroiam să am perdele. Imediat m-am trezit cu perdele și cu pijama. N-aveam nici pijama. Nu mă interesa pijamaua, perdele. M-a schimbat, acum accept perdele. Nici nu mă concep o casă fără perdele, firea la dracu de perdele. Deci m-a schimbat. Te înțeleg. Și atunci când acest cântec îl dedic bărbaților proști, care cred că dacă au mai multe femei sunt mai șmecheri. Eu cred că dacă ai mai multe femei deodată ești tâmpit. Că stai în primul rând cu două nebune pe cap. În primul rând, după care se întâmplă să nu aibă niciuna fericită, nu fi niciuna fericită. Și rău. Ăsta e conector? Nu, asta sunt eu. Te-a schimbat în prima gară cu un tren spre mii și unde te-a schimbat la drum de seară, de-aș fugi și m-aș ascunde după frunză ruginit, așteptând să-mi crească flori. Te-a schimbat cea mai iubită pundri voi de rozări. Te-aș amesteca în culoare, folosindu-mi tot talentul, ca apoi prin miez de soare să-ți trec arzând cu portretul. Te-aș amesteca în culoare, folosindu tot talentul, ca apoi primiesc de soare să-ți trec arzând conectorul. Mai sunt încă două strofe, dar de mult. Acum când îl prinsese. Vara, da, este un cântec pe care e făcut pentru doamnele care ne schimbă și cum le-am schimbat noi pe ele. Versurile sunt scrise de doamna Sanda Nicucie. Este o poetă senzațională, de la care am avut marea plăcere să iau trei poezii și ne-am făcut cântece. Și asta e unul dintre ele și îmi place mie mult de tot. Îl cânt la fiecare concert, deși e reghe, pentru că românului o să râzi, dar îi place reghele într-un mare fel. Dar și ție stă bine. Eu te-am auzit rar cânt în reghe. Și eu. Nu, da. Eu, nefiind genul meu, nu prea mă aud așa des. Dacă vei cânta piesa următoare bine, o să-ți mai spun ceva frumos. Mă iubește femeile, trebuie să o cântăm pentru că îmi place mie. A fost o piesă la care, când o cântam nervoasă, mi-a zis: iară te-ai gândit la Mărginanu. O, Doamne, iartă-mă. Toată ziua îmi șia de pe cap, eu nu știu ce să fac ca să scap. Doamne, toate bă cere, toate bă vrea, zice că le place de extincția mea. Eu nu știu ce e aia, dar dacă or vrea, eu le-o dau să se ducă la dracu cu ea. Căci mă iubește femeile și e moarte după mine. Toată ziua eu de pick-up, eu nu știu ce să fac ca să scap. Da-mi iau nevastă să fie abia, aduc atravaiu s-o ia cine vrea. Că este urit om de tare de toți, își ia nevastă bibliotecă pentru toți. Și mă iubești femeile și e foarte după bine. Toată ziua mă și ia de pick-up, știu ce să fac ca să scap. Pom, pom. Vezi că pe asta trebuie să o cânti pe nas, pentru că trebuie să ai polipi. Pă iubește pe beile, tie moarte după beile. Pentru că pe vremuri, lăutarii fiind desculți când erau mici, aveau polipi.
De-aia toți cântau pădas. N-aveam. Și cântau pădas pe poli, că e pe poli, de-aia să vorbește așa. Și acum să vorbește așa, dacă n-ai avut bandă pantofi când erai mic. Mă rog, tac, taică tu și maică ta. Mai ții minte ce a scris Pleșu despre tine? Da, a scris despre toți, din fierbinți. Atunci, atunci ne-a ridicat, domnul Pleșu ne-a ridicat ștacheta. Ne-a ridicat. A zis să nu, bă, de acum încolo să facem bine să nu-l facem despre domnul Pleșu. Asta. Nu-mi dea, dar să uite la noi. A zis, da, mă uit la Las Fierbinți. Pentru că a apărut tot felul de mână la sprânceană. De ăștia. Vai, te uiți la Las Fierbinți? Dar nu cred, dragă. Deci eu aseară când eram în loft, nu m-am putut uita că era o rebe. Ca să te uiți la Las Fierbinți, să înțelegi. Corect, este corect. Greu să înțelegi, că dacă ca să înțelegi, trebuie să pui rotițele alea. Și e greu, că te apucă transpirațiile când... gândești mult. Dar nu s-au oprit aici lucrurile, pentru că între timp și Radu Paraschivescu a scris într-o carte de-a lui despre tine. Da. Da, da, mai de mult. Cu cât l-ai plătit? Acum e Radu Paraschivescu în fața. Cu cât l-ai plătit pe Radu Paraschivescu să scrie despre tine? Spune aici tot. Eu am rămas șocat. Pă bune? Când am văzut. Am rămas șocat, m-am încordat un pic, m-am uitat în oglindă și ai zis bravo. Bravo. Bravo, bă, bă, a scris asta atent. Bă, și ce mi-a plăcut. Eu n-am avut plăcerea să... Eu odată n-am mânat cu domnul Paraschivescu la târgul de carte. Era la târgul de carte, la stand, își prezenta cartea. Am trecut pe lângă dânsul, m-am uitat la el, mi s-a oprit respirația și a făcut de salut. Salut, am dat noroc și am fugit. Că zic, poate mă întreabă ceva și își dă seama că sunt prost. N-am stat mult. El te-a și citat odată, apropo de Jana Curăitoreasa. Da. Și săptămâna trecută când a fost aici, din nou am zis, dacă te-a citat, înseamnă că trebuie să știe melodia. Și ți-a cântat melodia. Uite, o să mă fac să mă uit la post a emisiunile tale. Nu, nu trebuie, pentru că Andreea merită toată atenția. Bine. Ia, cu ocazia asta, așa, o să te rog să mă las să-i dau un SMS, pentru că eu sunt fără mașină, ea trebuie să vină să mă ia, că noi plecăm acum într-o excursie foarte romantică, eu cu ea, imediat. Vreau să aud mai multe. Andreea, poți să intervin? Da, iubire, ce faci? Vreau să intervin acum. A, da, da, Andreea, da, da, da. Vreau să întreb o chestie. De ce îi zici tu lui Bobonete că e al treilea copil al tău? Așa mă simt eu. Păi el, în primul rând, că-s născut în aceea zi cu Ana, cu maica sa. Și în al treilea rând că mie îmi se pare că e al treilea copil al meu. Așa, mi-e drag de el ca de copilul meu. Copilul a fost cu mită sau rău? A fost de foarte multe ori rău. Și l-ai pus la punct? N-am avut neobrăzarea să-l pun la punct, dar l-aș pune de câteva ori la punct. De exemplu, de multe ori. De exemplu, de multe ori mama lui de copil, auzi? E, Bobo, să știi că și el la rândul lui, pentru că l-am studiat și eu în ultimii 15 ani, el se descoperă. Da. Și el se descoperă. Da, 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 da. Și ții minte ultima dată când a venit aici, pentru că până să vii tu, cel puțin patru... Mi se pare că și acum e aici. Și acum e aici, adevărat. Și acum e aici cu ceva masaj. Da, exact, exact. Dar noi facem de toate aici. Da, da. Și el știu că la un moment dat zice, ce? Ce te uiți la mine? Nu mă uit deloc. A, vrei să-mi zici că am slăbit. Deci el este într-o permanentă căutare cu dietele. Iar nu, el are probleme cu dietele, pentru că el, chiar dacă ia dieta, tot mănâncă un camion. Adică el, ok, ține fasting și după ce ține fasting mănâncă un vițel. Adică nu merge. Eu am niște amintiri foarte frumoase cu Bobo și ultima chiar o am de anul trecut, când este singurul om. Eu merg pe mare de 11 ani, în fiecare an, și stau, anul trecut am stat o lună jumate. Și este singurul om care a căzut din dinghi. Dinghi este o bărcuță cu care noi ancorăm, de exemplu, nu ne legăm tot timpul de mal. Suntem ancorați undeva în mijlocul golfului și de acolo până la mal vii cu dinghi. O bărcuță mai mică cu un motor. Și te suinea, o legi frumos. El este singurul om care a căzut din dinghi pe care îl cunosc eu în viață. Cum s-a întâmplat asta? S-a suit în dinghi și a căzut din el. Adică, nu știu, partea proastă este că eram în iunie anul trecut și era... La tine nu se pune, Michel. La tine nu se pune. Tu era să rupi dinghiul. Nu. Sunt trei, Michele. Nu te pui. La tine nu iese din discuție. Nu, Michele. Te rog frumos, lasă-ne să ne ține mai niciunea. Te rog. Tu ești dinghi. Adică nu. Dinghi a zis, ce caut eu? Ce caută Michele? Nici nu invers. De ce nu sunt eu pe Michele? Mă rog. Și noi anul trecut am ajuns foarte târziu în insula Cheia. Ne-am ancorat barca, eram destul de obosiți, am făcut un echipaj foarte frumos și
după ce am fost la masă, am mâncat la restaurant. Așa? Cele sub masă. Am mâncat niște pești morți și ne-am dus înapoi parcă să ne culcăm. Să ne culcăm. Dar noi n-aveam somn nicio, nici, deși eram o boiseamă de noi, aveam somn așa. Și pe mal, toate restaurantele erau pe veselie ca la greci. Corect. Și se uită pe bolam, noi aveam un pahar de vin în față și ne uitam unul la altă, doi proști. Și dar de ce stăm ca proști și nu mergem și noi acolo? V-ați dus acolo? Și ne-am dus acolo. M-am azat la o masă, a venit o spătărița, mi-am zis, o sticlă de vin alb. Când am venit de la bar, a venit Bobo cu două pahare de tequila, cât sticla asta, așa, erau două pahare așa mari de tequila, cu gheață în ele, și mi-au dat de la bar astea. Buf, și în secunda doi s-aude muzica mea. Cântam o sobița de odaie. Mamă, zic, băi, ești prost, Bobo. Între timp, în la baie, Bobo s-a întâlnit cu proprietarul cârciumii care făcuse facultatea în București, care vorbea română și care a zis, mărgea, dar și mi-a spus, mamă, zic, și am stat până până vreo 3 dimineața la ăsta, la cârciumă, cu fisa, cu... Poți să spui cârciuma să mergi și eu acolo? Poate nu mai știu cum se numește, de este în insula Cheia, în golful, deci nu în asta mare, în golful unde se ancorează și nu scapă cum se numește golful, are un nume și este al doilea restaurant. E primul și al doilea restaurant. Tu știi ce s-ar întâmpla dacă eu aș face exact același lucru ca și tine? M-aș duce acolo, aș întâlni proprietarul, iar proprietarul mi-ar da o piesă de aia cu Tom Drum. Găsește-ți loc în insula mea. Auzi, dar ce ai mâncat acolo? Pești morți. Adu niște pui morți. Nu poți să mă rezume vii. Deci ăsta este mai complicat, să știi. Când tu servești ce nu poate să-ți dea, uite un pui cât toată masa. Deci ăsta? Da. Ăsta? Michela? Nu. Așa cum vii aici, să fac o paralelă foarte frumoasă. Așa cum Mărginanu are grijă de... Adina a zis, cei din avion sunt șefii lui, așa, o să înțeleagă el, în momentul în care vine cineva la podcast, el e șeful meu. Adică voi doi acum... Lasă-l prea mănânc, că mă urmă. Știi unde e acum? În stratosferă. Înțelegi? Deci în momentul de față voi sunteți șefii mei. Șefii mei care, pe care chiar nu vrem pahar de vin... De ce zici, că nu bei sau? El face parte din orchestra acum, mă, nu bea, nu mănâncă, stai mă acolo. Bă, dar mare... Ai, ai, ai. Auzi, tu ai de ăsta unul mucalit, ca și Cristin la tine, unul care se zică din când în când așa, de niște, ce faci, bă, acolo? Ai unul de ăsta? Mai mulți? Pe toți. Pe toți, așa-i? Toți ai tăi se... Ai mers să știi că își permit toți, nu numai Cristi. La mine toți, la mine e democrație, ca să știți, la noi, la lăutari, când mănâncă unul, ceilalți de ce e bun și după aia urmează o înjurătură, dar... Băi, dar formidabil! Nu pot să vă zic. Uite, puțin rece deasupra ca să se mai... uite, atât, perfect. Andreea, băi, mi-i chipui seara în care Andreea o să dea drumul la podcastul ăsta. Ei, ia să văd ce a spus bărbatul meu. Ia să văd. Și... Ai să râzi, dar după podcastul ăsta o să-ți creacă acțiunile. O să se ducă la Victoria cu secretul ei, o să-ți cumpere nu știu ce. Nu o să te sune. Te aștept la 21.45. Nu. Acasă. Pa. 22? La miezul nopții? Au o impresie foarte bună despre mine. Nu. Băi, dacă tu zici că noi doi avem o relație... Că noi avem o relație cu iubitele noastre. Această relație de noi depinde să crească. Da. Nu de ele, de noi. Nu știu, zic eu ce să-i spun, Andreea. Ce mai mâncai din cartofii acasă? Da, eu că-ți fac niște cartofi, nu mănânci. Numai la brânci ai mâncat cartofii ăștia. Nu e adevărat. Nu avem... Andreea nu are defectul ăsta, nu gătește foarte mult. Gătește foarte bine, dar nu foarte mult. Invitatul nostru, Mihai Mărgineanu, aici de față, are gusturi muzicale foarte dinamice. Am câteva nume și aș vrea să-mi zici câte o piesă pe care o fredonezi tu de la fiecare dintre artiștii care îți plac. Atenție! Nico Alifantis. Ce bine că ești. Ce bine că ești. Bun. O știm. Ce bine că ești. Ce mirare că sunt. Dan Byron. Țara asta. Paraziții. Tot. Fii atent aici. Taxi.
cele două cuvinte. Bună alegere. Și ai zis că îmi place o parte din Proconsul foarte mult. Care parte? Cerul. Cerul și Bodo. Îmi place Cerul și Bodo, o parte din Proconsul. Ce prost. Și mai mult, practic, din formația Proconsul îmi place soția lui Bodo. Loredana este soția universală, ne place tuturor, de am hotărât că este soția... nevasta... Loredana, deci o soție universală, bravo. Da. Îți place Andrieș? Mult de tot. Piesa? Îmi plac foarte multe și chiar m-am rugat pe domnul Andrieș să-mi dea voie să-i cânt un cântec care se numește Când disipul femeile sunt, nu știu dacă știm. Nu știu? Nu. Nu, super. Te să băi puțin apă sau vin. Ai de chitară, toate. Michele, ca să-i cânt omul limbi. Ca nisipul femeile sunt. Femei, ca nisipul femeile sunt. Femeile sunt. Frumos. Ca nisipul femeile sunt. Uh-huh. Da, da-mi una chitară solo de mano. Așa, mai zi cântăreți. Mai zi cântăreți. Mai cântăreți. Și fiți atenți aici pe cine apreciază din muzica populară. Am și uitat, pe mulți, da. Pe Liviu Vasilică. Ah, da, Liviu Vasilică, păi, dar primele cântece pe care le-am cântat cu drag din muzica populară au fost al domnului Liviu Vasilică. Zi-mă melodie pe care ai cântat-o tu de la Liviu Vasilică. Bă, toate astea cu Sâmbaia dântelor, man, tot cântecul ăsta haiducesc, urlat, mișto. Urlat, mișto, era, exact, ăsta e. Era, Liviu Vasilică a fost foarte original. Nu, foarte original e pleonasm. Da, da, da. Dar a fost foarte original. Și un om foarte educat. El a fost medic. Medic veterinar. Eu zic, am citit că a fost medic pediatru. Eu știu că medic veterinar a fost, ce? Am vorbit cu Fisul. Cu Fisul. Stai să vă dimersc să vă dă. Așadar, melodia de Anisipul, femeile sunt. Le ia pe sus orice boare de vânt și înapoi nu se întorc nici când. Ca nisipul femeile sunt. Au camere mari cu multe oglinzi, ca într-o plasă între ele te prinzi. Sub pătura moale de te-ntinzi, nici nu știi cât de adânc te prinzi. Au ochi să toprească și aceiași ochi să te gonească, fugind ca nisipul femeile sunt. I wish you, bătrân. Să știi, că, cu... să știi că eu, dacă aș fi producătorul tău acum și asculta cât de cât puțin de mine și dacă avea puțină încredere în mine, dar ți-e frică de un lucru, eu știu care e ăla. Care? Ți-e frică să nu devii sex simbol. Exact, bă. Bă, bune, nu, nu. Băi, dacă Mihai Mărgineanu, autorul celor bomboanelor celebre, așa, dacă el m-ar asculta pe mine, după concert ar găsi mai multe lacrime sală și după concert ar găsi mai multe like-uri pe Facebook unde ai intrat și tu. Înțelegi? Asta e ideea cu tine. Pentru că tu zici că eu când... Eu știu care ești sucul tău. Este plăcerea. Sweet child in time, oh, see the light. Oh, n-am voce, dar îmi cer scăva. Așa e când ai țigani în trupă. Nu mai poți să cânti rock. Bună-i mirelui. Așa încep un cântec. Nu mi-e frică să devin sex symbol când am nicio șansă. Doi, așa. La mână, orice sex symbol aș deveni eu pentru femei, sunt clar că femeile alea au mari probleme oftalmologice, ceea ce pe mine nu mă interesează. Chioarele, mie îmi plac chioarele, înțeleg? Și nu mai vreau să demonstrez nimic, Brenciu, că nu mai am ce și nici nu mai am chef.
Copiii tăi studiază aici sau în Spania? Aici, unde studiezi? Ce să studiezi în Spania? Aici. Și cum crezi? Cum crezi că e generația asta lor? Extraordinar de mișto. Ăia nasoi sunt la fel cum eram și noi nasoi, adică exact, eu nu cred că e o diferență mare între generația mea și generația copiilor mei. Ăia deștepți, ăia deștepți, ok, ăia proști, ăia proști și cu asta basta. Nu poți să te uiți la unii să zici, mamă, ce generație mișto. Generația e mare, formată din toate nivelele intelectuale, educaționale posibile într-o generație. Avem și tâmpiți, avem și deștepți, avem și urâți și proști și deștepți și frumoși, toate categoriile. Dar acum e ca la manele, Brenciu. În ce sens? Păi, iartă-mă că sunt rău acum, dar dacă n-am avea manele și tu l-ai chema acasă pe unul să-ți desfunde, nu știu, să-ți... și-al ascultat Bach în căști. Nu ți-ar fi rușine să-l pui să-ți desfunde, să-ți spele pe jos? Așa e, e loc pentru toată lumea. Toată lumea, pentru oricine e loc. Fiecare cu nivelul lui și cu plăcerile lui să fie sănătoși. Și sănătoși să fim noi și ei și toată lumea. Vreau să te întreb dacă piesa asta o cânți la Sala Palatului pe 25 martie. Da. O cânți? Da. Vezi, mă? Asta e. Dar știi ale cui sunt versurile astea? Ale cui sunt, mă, versurile astea? Al Marin Sorescu. Vezi? Am miros, mă. Am miros. Foaie verde. Foaie verde, foaie fragă. Eu ți-am spus, fă că mi-ești dragă. Cam să iau din cer și stele. Să-ți fac salbă de mărcele. Ții minte când spuneam eu că-l captez pe Dumnezeu. Chiar pe bunul Dumnezeu. Doamne, iartă-mă. De s-o pune-n drumul meu. Dai n-am un clis, dai n-am de ele sus pala. Dai n-am unui vișnița. Dai n-am unui gâlceavă. Și-am muncit un an de zile. Am muncit la bus de vine. Am muncit un an pe vrânci. Să ai tu ce să îmbuci. Și când voiam să-ți vorbesc, simțim că mă mobilesc în spatele. Îmi întorceai. Păi și cu ăla te duceai. Și aici Marin Sorescu a zis: "Făi și tu ar fofă." Dai n-am cles, dai n-am de ele sus para cara care. Dai n-am unui bișnița, dai n-am unui gâlceavar. Dai n-am cles, dai n-am de ele sus para cara care. Dai n-am unui bișnițar. Dai n-am unui gâlceavar. Bine, băi! De unde îți vrei Dainam, Dainam Ucles sunt ale tale sau ale Sorescu? Nu, sunt, astea sunt... Dainam Ucles, Daina Deles. Nimic, nu te gândi. Zi-mi dacă greșesc. Nu te gândi, nu te gândi la nimic. Zic-le cum vrei tu, că n-am nicio legătură. Nu, mă minți. Deci, ia Paragara Galedai. Paragara Galedai. Nu există. Michele, zi-mi, traduzim ce e Paragara Galedai. Nu e nimic. Nu e Trafalgar sau ceva de ceas? Daina, bișnițar, știi ce e? Daina unui bișnițar, daina unui galciovar. Ce e galciovar? Gâlceavar. Gâlceavar. Certăreț. Ah, cum erai tu când erai mai tânăr? M-am prins. Ați înțeles, mă, melodiile de acum? V-am povestit o viață despre ele. Deci fii atât de aici. Eu mi-am scos toate insulele prin care ai trecut tu, pentru că am auzit de toată distracția ta. Ai trecut prin Chea, prin Evia, prin Skiros, prin Alonisos. Scuzați-mă. Băi, dacă n-am fost niciodată, ăsta e visul meu să mă duc acolo. Niște alunițe. Fostele domnișoare ale lui Mărginanu. Scopelos, Schiatos, asta am cu schiu, Chira Panagina, Chira Panagia. Panagia, Chito, Chira Panagia. Chitnos. Chitnos. Lefkada, asta știu. Chitnos. De, clar, trebuie să mă duc acolo. Kefalonia, asta știu. Itaca, cu Ulise, cu Penelopa, mă spun acolo eu. Este portul Vatii. Vatii înseamnă adânc. Și este un port. Spune-mi, în Itaca există cu Ulise, cu toată... E acolo un... Nu e niciun... nicio urmă, nicio... Nu e nicio urmă de Ulise. Da, da, unde a tras el, unde s-a... Trebuie acolo să fie ceva. Sunt niște lucruri. A, voi v-ați oprit la cârciumă. Sunt niște... Nu, da. Noi n-am fost în Itaca cu... Eu n-am fost în Itaca cu ei, dar cu siguranță sunt... Itaca e mare, are câteva locuri de ancorare și câteva locuri de stat și câteva așezăminte foarte frumoase. Tu, practic, tu știi toată coasta aia, mă. Tot, toate, sirenele, da. Aia cu circe. Alea sunt în altă parte. Aia, nu te băga, imediat intra cu cirea. Mai este Castos și Calamos.
Calamos. Calamos. Calamos, Mega, Meganisi, asta la altă de jos, cum se numește, cu S, aia de jos. Sanchi. Nu, Sanchi. Cum se numește, mă? Zakynthos. Ah, Zakynthos, corect. Am fost și pe asta. Eu am auzit de el, dar am fost niciodată în el, înțelegi? Spețes, în care s-a scris cartea magicianul, John Fall, s-a scris John Fall, da. Foarte frumoasă insula și trebuie să mergeți acolo. Este, se poate ajunge și repede din Atena. Notează-ți, Cristiane, că n-am la mine. Este Idra, unde dacă o să citiți cartea soției lui domnul de la Pink Floyd, o să vedeți... Că... Alu Roger sau alu... Nu. Alu Gilmore. Alu Gilmore, care, pe care l-am văzut astă primăvară acolo. N-am fost noi la el la Cârciu? Nu, am fost la Leonard Cohen. La Leonard Cohen la Cârciu. Aia a fost restaurantul lui Leonard Cohen. Vedeți, mă? Deci, uite cum vă dau, uite, vă dau lecții. Pauli Samson, care e soția lui Gilmore, domnul David Gilmore, când am făcut armata împreună, așa, a scris o carte care s-a tipărit și în România, se numește Teatru pentru Visători și trebuie să o citești neapărat. Este vorba de viața dânsei în anii 60 în insula Idra, unde ea merge regulat cu Gilmore și Gilmore era restaurantul Sunset, unde noi mergem în fiecare an de 10 ori, pentru că Sunset înseamnă, cum știm foarte bine, că înseamnă. Adio, e cel mai frumos apus care se poate vedea dintr-o insulă. Este și un restaurant foarte bun și un bar jos care ține cât e un pic mai lat decât masa asta, pentru că e chiar pe stâncă. Și acolo se bea cocktail, se ascultă muzică rock sau muzică clasică și se stă la discuții. E un loc de... Iar Gilmore era la masă cu familia, cu Spisa, cu Romani și cu soția dânsului, cu doamna Polly Samson. Noi eram vreo 400 de oameni, de români, acolo. Era la masă, mânca. Și ca orice mârlan, nu pot să duc să zici, pot să fac și o poză cu dumneavoastră. Am vrut să mă duc. E singurul om care aș vrea să mă duc. Dar m-am dus și am zis, eu David Gilmore? Yes. N-am crezut că o să mă tâns cu Gilmore undeva. Știi? Și am zis, have a nice evening. Și m-am cărat și asta este. Bă, m-am bucurat. Unde îi duce, mă? Și tu ai dus la Kiki Boots? Păi v-am dus la Londra, bă, băi, v-am dus la Londra, bă. Dar acum fac planurile, stai așa puțin. Iar domnul... Băi, stai mă puțin. Iar în asta... Bă, insula mare al Brăilor, te duc, zi. Iar în insula asta, Polly Samson a stat cu Leonard Cohen, care acolo... Insula este o oază de artiști, acolo sunt foarte mulți, inclusiv acum, sunt artiști din toată lumea care creează. Cum îi zice, mă, insulei? Hidra se scrie, se zicește Hidra. Hidra. Este insula. Hidra este o insulă în care nu există mașini, sunt numai măgari, catâri și cai. Bun, hai să... Băi, pot să trec la acțiune? Băi, pot să trec la acțiune? Pot să trec la acțiune? Zim când mă costă să te iau skipper și să facem cu orchestra... Putem și reunită. Costă mult asta. Mă costă... Uite-te la mine, Mihai. Mă costă mult. Mă gândeam ce mi-a zis Bobo astă de Crăciunul ăsta când ai venit cu toți copiii de colindat. Așa. Și mi-a zis Bobo, vezi că vin cu 10 copii, 1000 de lei de copil dai. Zic, băi, ești nebun, tăierea, până veni. La care le-a făcut așa. Ca să vină Brenciu să scânte colinde, nu merită banii ăștia. 1000 de lei le-am dat, au venit cu 10 puradei. Au cântat frumos. Zi mă, e scump să am... Păi depinde cât două vrei să săptămâni. Ai. Depinde cât vrei să ai. Două săptămâni să facem cele mai frumoase insule. Brenciu, tu nu stai două săptămâni în catamaran nici să te pic cu ceară, să te... O săptămână. Cu roșu. O săptămână, dacă vreți, vă duc în Golful Saronic. E foarte frumos. Sunt 7 insule, putem să le vedem pe toate. Stai mă, chiar la placă de aia, mă, placă. Aia este altceva. Era e sup. Eu am sup, dar asta e altceva. Că sunt instructor la sup, e altceva. Are tu și brevet de scafandru. Aia e altceva. Are. Eu am tot echipamentul. Știu că ai echipamentul și știu că l-ai dus și pe Fitu. L-ai făcut scafandru. Da, din cauza lui era să mor, dar m-a scos de la 28 de metri repede în sus. Căldoare capul. Sisa. Căldoare capul pe el. Nu cred. Ba da, mi-a făcut semn. Nu mă, și pe iată ce face. Deci omul se scufundă ca un pește. El se aruncă în apă, nu egalizează ca noi presiunile. Noi ăștia proștii, până bă, dar las. Da. El mișcă din maxilar și se duce până la 10 metri rachetă. Eu nu pot să mă duc rachetă. Nici Brenciu nu se duce. Toți ne ducem ușor. Eu mă duc bolovanul rachetă, te ascult. Te ducem ușor, de drumul ăla. Primul se duce repede. Am ajuns la 28 de metri, e un muzeu subacvatic undeva lângă Epidavros, este senzație totală. Și ne-am băgat acolo, eram vreo 19-20 și instructorul francez, care e din partea, fiind patrimoniul UNESCO, nu poți să intri singur, trebuie să intri cu un instructor de la ei de acolo.
Întâmplător, omul era francez și fost instructor în legiunea străină. S-a îndrăgostit de film, am mers numai cu el și l-am dat, vine filmul la mine și mi-arată, pe la 28 de metri, mi-arată că îl doare capul. Când copilul tău, pe care oricum l-ai văzut că se duce în apă și era ca nebunul și sunet, și nu vedeam și m-am coborât și eu după el să-l văd ce era la 10 metri pe spate și ne făcea cu mâna, când spune că îl doare capul la 28 de metri, cam intri un pic în panică. Pentru că s-ar putea să pleznească ceva intracranial ce. Acolo. Nu știu, nu știu ce. Ce exact, da. Și îi zic, e rău? Și el zice, da, e rău. Zic, ce te doare? Capul. Gestul pentru probleme sunt... Întreb cum e și el cum face... Asta e, cum ești? Asta e, cum ești? Și el zice, rău? Și zice, vrei să mergem sus? Și el zice, da. Și au luat-o în sus. Și ieșirea de urgență este SIS, adică ce înseamnă asta? Tu pe măsură ce te duci în sus, că dacă tu de la 28 te duci la 0, îți pleznezi toate urechile. Te duci așa și trebuie să eliberezi. Nu în timp ce faci chestia asta. Problemele sunt mult mai grave decât asta. Mai există una și mai grea. Este ca și cum ai desface o sticlă de apă minerală. Așa se întâmplă în sânge. Când ai deschis apa minerală, repede face bule. Așa face sângele, bule de aer pe vene. Se numește, are un nume foarte ciudat și nu e bine să o faci pentru că rămâi așa. Nu mai ești om. Nu mai poți să te miști. Și evident că am urcat, l-am oprit să se ducă, să te oprești la 10 metri, prima oară un minut, după care la 6 metri încă un minut, sunt cele două opriri tehnice. El s-a dus, că îl durea capul. Am ajuns și eu sus după el. Am făcut embolia asta. Da, embolia, da. Care, și zic, ce s-a întâmplat, Tudor? Și zice, ochelarul îmi stătea strâmb aici și mă durea că m-a apăsat pe cap, că acolo... Și am zis, uite, am strâns pumnul și vreau să te lovesc acum, dar nu pot, că barca era la 100 de metri, mi-e rău, acum du-mă la barcă, că nu mai pot să mă mișc. Am ajuns la barcă, m-am băgat la 6 metri, după aia am intrat la 6 metri, am stat 20 de minute acolo și mi-am revenit. Dar m-am speriat cu filmul la atunci. Băi, e foarte periculoasă asta. Asta ai zis ceva de muzeu subacvatic? E un muzeu subacvatic, la Epidavros a căzut malul și un oraș, o parte din oraș a căzut în apă. Și acolo te duci și-l vezi. Și atenție pentru cei care vor să facă scafandrii. În aceea zi este absolut interzis să faci un dive, eventual două, trei maxim pe zi și cu asta basta, dar în același zi să te urci în avion e moarte curată. Da, e rău, dar e calculatorul care spune cât poți să... Eu am calculatorul la mână. Și da, calculatorul spune exact. Eu am făcut ceasul... asta pentru tehnic, pentru că nouă ni s-au blocat de multe ori ancorele. Și ultima oară s-a blocat 25 de metri. Instructorul meu de scafandrie este domnul Ciobică, Andrei Ciobică, și eram cu el pe barcă atunci. Ne-am băgat amândoi, am văzut că e ancora prinsă de un lanț, era cât mâna mea lanțul. N-aveam cum să scăpăm de acolo, ceea ce ne-a bucurat fantastic că stăteam două zile. Am lăsat ancora acolo, două zile, prinsă de lanțul ăla. Ne-am văzut de treabă, a fost foarte bine și după aia când am plecat ne-am băgat la 20 de metri, s-a băgat el. La 20 de metri, a desfăcut ancora. Am făcut, e o procedură foarte simplă. Eu dau drumul, el îmi face semn. Când a ajuns, îmi dă drumul la un balon. Dă drumul la un balon. Okay. Umflă un balon cu... Da. Îi dă drumul, știu că a ajuns. Eu dau drumul la ancoră. Ancora cade 2 metri. El o scoate, a scos de sub lanțul ăla. După care aștept circa 10 secunde ca el să plece din zonă și ridic ancora. Ca să-mi lovești, corect. Oricum, ancora se ridică încet. Dragii mei, în spectacolul de la Sala Palatului a lui Mihai Mărgineanu, se va cânta cu siguranță și această piesă. De ce? Pentru că nouă ne-a trebuit vreo 3 mini-repetiții aici. De dimineață suntem aici și repetăm, pentru că în momentul în care începe refrenul, tempo-ul dispare. E tempo-ul lui Mărgineanu, așa se numește. Nu mai sunt 4 pătrimi, 8 om, nu există așa ceva. De tempo, MM. Cheia sol, după aceea urmează MM. Atenție la refren. Piesa se numește... cântecul se numește Come on baby, light my fire. Aprinde o țigară. Ia. Aprinde o țigară și-n fumul ce se-nalță nori albaștri ca un vis. Cufundă-te în uitare și lasă dorul lui cărare spre abis. În fumul de țigară, durerilor găsește tainicul liman, găsește o nouă zare. Și dorul lui alean, în fumul de țigară, ce se pierde în van.
Așa. Bravo, se termină. Deci asta, asta se va gândi la sala Palatului. Nici nu știți când începe, nici nu știți când se termină. Dar eu pe ăsta îl cânt de fiecare dată pentru că am bă, o plăcere. Bă, dar cum le știu eu, mă? Nu știu, dar am o plăcere deosebită că s-a interzis fumatul în locurile închise. Băi frate, băi frate, ăștia care sunt tineri acum și cântă, nu o să ne înțeleagă niciodată pe noi. Când ieșeam, când veneam noi de la spectacole, când nevastă-mea, iar ai fost la concert. Nu, dar nu asta, dar e, orice făceai, scoteai, puneai mâna pe dinți și scoteai negru. Tot era, oriunde, mai de capul negru, meu. Negru, de unde că... Dar și acum... Da, mă, dar nici alea electronice, miros alea într-un hal. Nu-mi spune. Da. Vreau să pregătiți aplauzele. Ai aplauze, Șerbane? Te-ai lăsat de fumat. Da. De mulți ani. După 14 ani. De... Hai de cap. M-am după 14 ani de 23 și m-am lăsat după 14 ani. Eu sper... Te rog frumos, spune-le și colegilor mei, Cristian, pe care Cristi în continuare... Tu mai fumezi? Eu? Da. Aole, cum să... Nu s-a oprit. Spune-le. Opriți-vă. Stop. Te-ai lăsat de fumat? Nu se pot lăsa. Exact. Nu se pot lăsa, dar eu am vrut să mă las de când m-am apucat. Și ca drept dovadă, nu mi-am cumpărat țigări. O lungă perioadă de timp, până când erau să mă bată toți prietenii, mai cumpăram din când în când un cartuș la fiecare așa, mai deam cât un cartuș. Și Cătălin Neamțu, de care pe mine mai devreme, chiar așa spunea, noi ne spunem unul altuia spânișorule și ne spunea, Neamțu, la țigară? Și zicea, da, spânișorule, cum să n-am? Dar tu nu-ți cumpăra, că e scump. Las că-mi iau eu, nu-ți cumpăra, tu e 15 lei, pachet ce dacă ai nebunit la cap, ia de la mine, mă. Nu-ți lua. Și mai cumpăram din când în când, rar, e adevărat, dar la un moment dat am reușit să mă las, ceea ce mi-a plăcut. Te felicit din toată inima. Vreau să spun că acum 13 ani, iată, s-au făcut 13 ani, și chiar în martie, ai fost pe scena Sării Palatului. A, da, mai ții minte momentul? N-a fost spectacolul. Cum? Când ai avut un spectacol? Da. Când... Mai ții de momentul? Cum să nu țin bine momentul? Cu Sanie, cu Zul... Stai, ho, nebunule! Ho, nebunule! Dar acolo era altă mână la sprânceană care nu e în seara asta aici, era Boșca, care a făcut Universitatea de Muzică Gheorghe, cum se numește mai aia? Dima. Gheorghe, Dima din Cluj, marele Berkeley al României, el auzea totul altfel. Și aici că am intrat pe 7. Nu am intrat pe 7, am vrut să vă văd cum vă încurcați voi. Că v-am zis și bat. Sane! Used to be the light shines on me. Sare, sper să știu de intri. I'm feeling like a horse and be free. The dark days are gone, one shines out through. Sunny one shine, so sincere. Sunny one so true. Atenție de trebuie. I love you. Te grăbi. Sane, 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 sane. Sani e cu zurgălăi. Rumoase. Caluții tăi, hey, da, mai frumos sunt ai mei. Că le dau apă cu mei și zboară ca niște smei. Da, mai frumos sunt ai mei. Că le dau apă cu mei și zboară ca niște smei. A, voi știți, băi, de unde e melodia asta? De ce cu piesa asta? Jolie, când a luat Nadia Comăneci 10, pe piesa asta a luat-o. 1. În 76, când a fost la Olimpiadă. Când a luat nota 10. Singura notă 10 din istoria gimnasticii mondiale. Cel puțin de până atunci. Sanie cu zurgălei a luat. Ea, asta a avut-o la Sol. La Sol îmi aduc aminte. Toți românii s-au uitat atunci la... Michele, tu nu știi că de-abia te născusei. Dragi, ba da, mai, și pentru că n-avea loc pe tabelă, pentru că nu folosiseră... Nu, a pus unu. A pus unu, da. Dincolo de asta vreau să vă spun că urmează lecția de spaniolă. Da, știi spaniolă? Băi, uite-te, ai văzut? Da, că las că eu sunt... Ai auzit de academicianul Los Lobos? Eu sunt. Ia de mântră lui, da, asta e eu, asta e... Eu sunt... Ce-am de aici? Ce înseamnă în spaniolă ardilia? Beveriță. Asta e bun, punct. Bun. Și acum să traduci vorbele astea. Hai, poate mă încurc eu. Acum tradu în română.
Andrea es la mujer que convirtió a un golán ordinario y repugnante en un hombre en el que puedes confiar. Ce? Ce-am zis din aur? Andrea este femeia care a schimbat un bărbat, vai de mama lui, într-un... Un om de puta madre. E din punta cana expresia asta, puta madre. Asta știu, deci, eu am zis-o. Asta tu ai zis-o, Andrea, da. Este femeia care a făcut dintr-un golan ordinar și scârbos. Ca să știi și un bărbat pe care te poți baza. Scârbos. De la duș. De la dușuri. Nu înțeleg. Pe când nu faci multe dușuri, devii scârbos. Bine. Da. Și că n-aveam duș acasă. N-aveam duș, dar e rar. Băi, eu în primul rând te felicit pentru comparația cu Andreea. Este, fii atent, o știi pe asta? Andreea, fii atent, ăsta cult. Spun eu, e șmecher, dar și îndrăgostit. E combinația perfidă între șmecher și îndrăgostit și modest și observator. Andrei este cele 8 femei ale lui Molière într-un singur corp. Din fericire, un corp frumos. Ăsta a scos pe gură așa ceva. Toate sunt așa. Toate sunt cele... No, asta e proconsul. Ăsta e proconsul. Toate sunt frumoase. Ăsta e proconsul. Da, da, mă, da. Da. Da, și de ce? Că toate, fii atent, Molière a făcut o comedie beton cu cele 8 femei, care de fapt în fiecare femeie sunt cele 8 femei. Și aia fină, drăguță, aia care le știe pe toate. Le vezi pe toate pe care le știi tu. Tipologiile se regăsesc într-o singură femeie. Dar orice femeie le are pe toate în ea, numai că la ea iese una în față. Dar le are și pe alelalte. Și pe aia dracu, și pe aia bună, și pe aia frumoasă, și pe aia mișto, și pe aia nasoală, și pe babă. Și că babele alea sunt nasoale. Are baba în ea, cum? Toate femeile au și baba în ea, dar au și aia care știe să te facă să ții mințile. Înțelegi? Hai că le are pe toate. Andreea, te sărutăm, despre tine vorbim acum. Fii atent aici. Iar acum vă voi istorisi cu ajutorul lui Mihai două aventuri senzaționale lui, care se întâmplă la poli oarecum a vieții lui. Prima, vreau să vă spun, am plus și eu lucruri despre mine acum. Că tu ai cunoscut-o pe Andreea prima dată fiind vecină cu ea. Da. Da, asta știi toată lumea. Și după aceea s-au despărțit. Nu ne-am despărțit. Nici măcar... Era mică. Ce să era mică. Că avea... Deci el a cunoscut-o mică pe Andreea. Da. Unde erați? În ce bloc? 29-a. 29-a. Du-te puțin până în jandarmerie, că vorbesc despre tine acum. Dă-mă la telefon. Stai puțin. Zi. Iubita mea. Da, dragul meu. Fii atent aici. Ultima dată când te-ai uitat la televizor? Nu mai știu, mă uit la Netflix, dar... În momentul în care va apărea podcastul cu bărbatul tău, soțul, bărbatul vieții tale, da. O să-l pui, așa cum spune o piesă, pe repeat. Doamne! Scuze-mă, acum ce femeie e din cele 8? Acum e aia bună. Andreea. Da. Suntem, practic eu l-am invitat pe el ca să povestească despre tine. Nu, ia adevărat, am povestit și despre el puțin, dar despre tine am discutat, mamă, cât în lună și în stele. Plus că roagă-l din când în când să-ți... Aolea. Andreea, să te ferești de Brânciu, care are 4 copii. Nu, a zis că te iubește și că abia așteaptă. Și mi-a tradus chestia afară, asta. E afară? Nu cred că e afară. E afară, trebuie. Vino aici să-ți dau o cafea, iubita mea. Nu vreau. Nu vin, că sunt cu cățel, cu purcel. Nu, hai că vin acum repede. Într-o... Mai stai că avem două piese de cântat și gata. Bine, mă duc până la noi în jandarmerie și mă întorc. Te așteptăm cu dragoste. Te sărut, dragostea mea. Besos. Besame. Piesa lui Dumitrescu, da? Deci, bun, s-a întâmplat chestia asta și după aceea v-ați întâlnit și v-ați plăcut. Dar și atunci erai timid. Când eu? Da, după aceea, când v-ați cunoscut a doua oară. Când ne-am cunoscut, stai mă. După 20 de ani, s-au văzut chiar la Teatrul Național. Da. La o piesă de teatru. Da. Fii atent aici. S-au prezentat, de parcă el nu știe povestea asta, eu spun eu acum. Ea a zis că îl știe și că era mic și figurant. Așa era, mă. Așa mic și figurant. Nu eram figurant, dar așa se vedea. Mic eram, dar așa se vedea. Bun. Aveam 2 prieteni mai înalt. Aveam 2 prieteni mai înalt, da. Iar acum vreau să vă spun, asta e o chestie pe care orice bărbat trebuie să fie atent la ce spune soția. Cum ți-a venit în minte să organizezi nunta la Vama Veche desculță pe nisip? Vorbeam
într-o seară stăteam, copiii încă se culcau, copiii mei așa, la vârste apropiat unul de altul și da? E complicat când e la vârste apropiat mici, când ei nu se culcă la aceeași oră, nu se spală la aceeași, nu, totul este, e mai greu un pic. Și vorbeam înainte de culcarea copiilor că ce diferiți suntem noi față de frații noștri. Adică eu sunt diferit de frate, mi-ai diferit de soră, sau deși am trăit în aceeași casă, cu aceiași părinți, în aceleași condiții, aceeași școală, aceeași... Este total diferiți. Adică ce diferență, uite, de exemplu, sora mea, uite, se mărita luna viitoare, se mărita sora ei. Și o să vezi ce nuntă face, superbă, cu 300 de invitați, cu cai, cu de-aia, o să vezi. Eu, dacă și ea, da, și ea, da, e, dacă ar fi după mine, eu m-aș căsători în picioarele goale la vama veche, a zis ea. Și atunci, ea, în momentul ăla, cred că fiimea a început să... Băi, stai mă, stai că nu s-o prește. Și în momentul ăla, fiimea a început să plângă, crezi sau ceva, că era mică, avea 5 luni și ea s-a dus la ea. Și am rămas cu mama ei, venera, buna mea prietenă, care, din păcate, s-a stins. Și am rămas cu mama ei la o sticlă de vin pe care o desfăcusem în curte la noi. Eram în curte la noi, o sticlă de vin. Și ea mi-a venit, bă, zic, cum ar fi, mă, să... Noi nu eram căsătoriți, deja aveam doi copii, dar nu eram căsătoriți. Pe mine mă chema Mărginean, nu pe ea o chema altfel. Și ei plăcea mai mult Mărginean, dar nu vrea să se... O, nebun. Nu. E foarte rău când nu ești căsătorit și ai copii. Social este greu. Și m-am gândit că tot trebuie, ai măcar să o facem cum trebuie, eu urând nunțile din rărunghi. Mie nu-mi plac nunțile. Mi se pare că se nenorocesc oamenii voit, așa. Și mai vin și alții și să schimbă o nuțe și nu mai dau și bani ca să ne nenorocească. Mă rog. Și atunci am organizat exact până să se întoarcă ea, după vreo oră s-a întors, o oră și ceva s-a întors de la copii, s-au culcat, ăștia mai stat după aia. Am organizat cu tot, cu preotul, cu locul, cu terasa din vamă, cu preotul care a venit din București ca să ne căsătorească pe plajă, am vorbit cu o grămadă de prieteni, am vorbit cu soră sa, i-am spus, vezi că o să te sune asta și o să că va trebui să ne căsătorim la, ne-a zis preotul, eu vă căsătoresc, dar numai dacă aveți certificat de căsătorie de la primărie. Păi și cum puteai să faci asta fără știrea, e corect? Puteam să fac asta, am făcut-o, că am pus-o la cale cu sora sa și am zis, bă, uite, tu ai fost în Maroc și zile că eu o să zic că mergem în Maroc și că nu putem stăm în aceeași cameră dacă nu suntem căsătoriți, că ea sunt musulmani și sunt ultra mahomedan și nu vor să ne lase. Și sora sa, evident că ea n-a crezut și a sunat pe sora sa și a zis, da, dragă, așa este, e nasol, tu dormiți în altă cameră, nu vă lasă. Mamă, ce regie complicată ai făcut. Și a zis, da, mă, hai ne căsătorim, mergem la primărie. Zic, da, mergem la primărie să mă duc. Numai că eu am uitat să mă duc la primărie. Și noi deja era vineri nunta, vineri aveam totul pregătit, era la vamă, totul pregătit, toată lumea era pregătită. Ea nu știa nimic. Ea nu știa nimic, a știut toată lumea, băi, incredibil, știa toată lumea, băi, incredibil, știa presa, știa presari, știa Brancu, băi, Brancu, mă, adică Brancu asta face el, agentul VIP, el asta face, dă din casă, știi, de-a zis nevastă sa, a fost foarte mișto faza aia cu Brancu și cu Ioana. Mă rog, zic după. Și m-am dus la primărie luni, eu sunt vineri, aveam nuntă, m-am luat la luni dimineața, primărie, să nu avem și o să mă căsătoresc, ce mai faci, când vrei să vă? Păi vineri. Mamă, băi băiatule, doamnă, m-ai învârstă, băi băiatule, trebuie să fii cu minim 10 zile înainte, așa e legea. Și zic, hai de capul meu, și uitați ce am pățit și am povestit tot ce fac. Cu aia care am buchet, am rochia de mireasă făcută, totul e făcut de aproape. Și erau trei femei care erau așa. și una a întrebat, care n-a mergat, zice, când vreți, domnul? Dimineața sau după amiază? Înduioșate de povestea ta. Da, și a fost foarte mișto și ne-au ajutat și ne-am căsătorit dimineața și după care am plecat la vama veche. Tu nespunându-i încă atunci când ai pus o mașină, am mă pe la vamă, fantastic. Ia în continuare, i-am zis, hai să mergem. Atunci mi-a venit ideea să mergem la vamă. Hai să mergem la vamă, o luăm și pe Doru și pe Venera, adică socrii mei, și mergem la vamă să sărbătorim momentul, o luăm și copii, mergem într-o noapte de miere. Și ăștia au zis, Doru și Venera, au zis, da cum, părinții, da cum, perfect, hai să mergem. Evident, copiii nu conta ce ziceau, că fiimii mai zicea, putunele, era mic, avea 2 ani, fiimea nu zicea nimic, avea 6 luni și... Am plecat. Acum problema era... Am plecat direct. Problema era ce făceam cu Vimiu, care vedea pe autostradă trecând mașinile. Oh, uite-l pe Ovidiu, uite-l pe ăla, bă. Și atunci am făcut un ocol pe la Bobo, pe la Giurgeni. Ne-am oprit la Giurgeni cu scandal mare, că eu nu mai vreau... Nu merg la Bobo! Bă, a făcut la o masă, că a auzit că ne-am căsătorit. A făcut o masă mare. Ăla chiar a făcut o masă mare de aici până acolo cu tot felul de grătare, cu cârnați, cu... Și a făcut omul, au început tot să zică și mie mi-e foame, și mie mi-e foame, și socrii mei.
Și ne-am dus la Bobo, am luat-o, am tăiat-o, ne-am dus la Giurgeni, am stat un pic până când au ajuns toți, mașină, da, au ajuns toți și când am ajuns în vamă, sora sa, care nu fusese niciodată în viața ei, ever, în vama veche, niciodată în vamă, niciodată, care ura total tot ce înseamnă vama veche, ura total, ea fiind mai, fiind altfel ca noi, ea era pe tocuri, pe nisip, în fața hotelului. Unde ne-am, cum se numea, era un hotel mic care gen arăta ca Sagrada Familia, așa, cum se numește, Gaudian, așa, am uitat cum se numește hotelul unde m-am măsurat eu, mă rog, și când am dat jos din mașină, Oana era acolo și a salută, Oana, da, Andreea, ce faci aici, am venit să mâncăm ceva, a zis Oana. Veni să mâncăm ceva. În vamă? Și eu am zis să... Acum să nu mă faci de căcat, să încep să plângi pe aici, să mă faci de râs la prietenii mei, că nu e frumos. Și am plecat. Și din momentul ăla n-am... A luat Oana, a dus-o în cameră, rochea de mireasă, totul era pregătit. Și a plâns și ea vreo oră jumate în continuu. Acum nu cred că a plâns de că îi părea rău, că deja eram căsătoriți. Adică n-a plâns că îi părea. Cred că a plâns de... Cred că nu... Vrei să spun de ce a plâns? Nu. Că mi-a spus. Eu sunt fiind confidentul ei de ani de zile. Știu tot eu vă bănuiesc că aveți o relație fizică, ceea ce mă bucură că aș vrea ca Andreea să fie fericită, mă, să știi. Problema mea e cu tine. În ultima parte a vieții mele, numai eu cu podcasturile astea, m-a părăsit și pe mine. Așa? Vreau să spun că a plâns pentru că, într-adevăr, ce ai făcut tu, pentru că aici am vrut să ajung, tu ce ai făcut tu, toată scenariul, un scenariu de genul ăsta nu se poate face dacă nu iubești persoana respectivă. E atât de evident. Chiar dacă tu cauți dorința ta de Sherlock Holmes, dorința ta de Radu Paraschivescu, fiind scriitor, nu-i așa? Să faci scenariu mișto, să-ți iasă regia mișto. E bine, eu cred că ți-a ieșit. Și emoțiile, cred că ai trecut și prin niște emoții tocmai pentru că o iubești. E clar. De aceea... Amelu, da. Da, da, să știi că și asta cu iubirea, l-am dat, gata, să știe. Da, mă, dar revine din când în când, că iubirea noi, nu te gândești tot timpul la... Eu nu mă gândesc tot timpul la Cristi, deci știi, mă bate la cap în fiecare zi, aproape, înțelegi? Pare rău, Cristi. Eu cred că trebuie știa și situația financiară, știi? Ce-i cu situația? N-are nicio legătură. Bă, chiar nu știa. O să râzi, dar și chiar nu știa. Habar n-avea. Doamne și domnilor, odată pe săptămână, înainte de întrebările finale, odată pe săptămână, de două, de trei ori pe săptămână, urmăriți un film. Iar filmul ăsta este de la început simpatic, nu pentru că ar apărea vreun actor să spună vreo replică cunoscută, cum ar fi To Be or Not To Be, ci pentru că deșteptul de Mărginanu are o piesă care ne-a intrat sub piele. Numai de-al dracu ne-a intrat sub piele, iar piesa următoare, gata bă că-ți dau acasă la pachet. Așa, n-am mai mâncat de mult pentru că ține cură, mai știu. Andreea, mai dă-i de mâncare. Iubita mea, iubire, dar totul trece prin tărău. Eu sunt orfan de ambii părinți și mie nu mai face nimeni cartofi prăjiți. Păi asta e problema mea. Mă, îl iau, mă! Fii de aici! Am și o declarație importantă. Mărginanu este al cincelea copil al meu. L-am găsit, l-am luat. De azi înainte, numai cartofi prăjiți. Vezi că o să... Nu, las că te... Fii de aici! Am și surprize pentru tine în viitor apropiat la Hard Rock Cafe. Dar până atunci, doamne și domnilor, dați-mi voie să vă deschideți televizorul și ascultați această piesă muzicală. Asta? Zarița zanga și se rupe ranga, și se îngherupe la mișto. Se îngherupe și se înghedoaie, și se îngheface ca de îngheoaie. Zarița zanga și se rupe ranga, și se îngherupe la mișto. Se îngherupe și se înghedoaie, și se îngheface ca... Se numește piesa asta? Igor, Prințul Igor. Prințul Igor, da. Păi cum le cunosc? Eu am studiat. Dacă am te studiat întreb, cum îl cheamă pe compozitor, spui? Merg. Eu am uitat. Un cine e Ceaicovski? Nu e Ceaicovski, nu. Șostakovici. Nu. Gneazul Igor. Da, Gneazul Igor este... Cine a compus-o? Cu Caia la final. Bravka, Braska, Mamazka. Caut și găsesc. Și pa 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 pa
ultimul șir de întrebări senzaționale pe care îl adresăm colegului nostru, skipperul Mihai Mărginanu. Completează următoarea vorbă de duh. Un om devine bătrân când... Nu mai învață. A spus-o? Neagu Jovana. Ce... Lasă-mă că știi cine a spus, că tu ai dat-o ca citat într-un... A, da, eu? Ce deștept ești, adică. Da. Henry Ford. Henry Ford a zis-o? Da. Eu ziceam că Neagu Jovara, da, așa mi-a rămas. Da, nu, dar dăm... Băi... Nu, așa mi-a rămas în cap, pentru că Neagu Jovara, de ce o am în cap de la Neagu Jovara? Pentru că el a zis, mi-a păstrat mintea proaspătă pentru că am în continuare atitudinea de învățăcel. Și avea 99 de ani. Un om devine bătrân atunci când renunță să mai învețe. Da. Taraf sau band? Bandă. La o petrecere la care cânți, te iubește mai mult femeile sau se bucură mai mult bărbații? Habar n-am. Îți spun eu, 50-50. Iar acum o întrebare din copilăria ta. Haralam Zincă sau Rodica o joc brașoveană? Amândoi. Da. Andrieș sau Alifantis? Nu știu să zic. Nu pot să zic. Cel mai autentic personaj din Las Fierbinți este? Celentano. Celentano? Bobiță. Celentano ar fi cam, după părerea mea, cel mai... Bobiță. Nebunul, Dorel. Gianni este clar, este un personaj universal. El e... nu, dar toți, n-am ce să zic de... Spune-mi, tu... E o chestie interesantă, că tu acolo ai venit... Și la început, în primul sezon, ți s-au dat 6 replici. Nu mi s-au dat. Eu n-aveam replici, eu trebuia să cânt. Eu trebuia să fac să fiu autonomat viu. Spune eu. Și... 6 replici ai avut. Din greșeală. Din greșeală. Acum, la cât ai ajuns? Acum am... Sănătos. Calupuri. Care a fost, apropo de colegii tăi profesioniști actori, care a fost cel mai generos cu tine? Fă așa, toți au fost. Inclusiv unul care nu mi-e coleg de neapărat, adică Horațiu Mălele. Când i-am zis, o să jucăm, dar nu știu cum să dau așa, bă, e omul ușor. De ce te grăbești, mă? Ce crezi că e așa de grea meseria asta? Trebuie doar să o faci cu drag. Și multe alte lucruri pe care m-au ajutat foarte mult. Toți au zis, dar toți. Și dacă ceea ce îmi place mie și eu le-am zis tuturor, să nu cumva să creadă că dacă îmi zic ceva, eu mă supăr. Mie să-mi zică că eu pot să învăț. Adică există riscul mare de a învăța ceva de la ei și zic, nu ți-a plăcut ce am făcut? Zi-o, mă! Când e ok, nu o să zic, mamă, ce bulangie, nu i-a plăcut ce am zis. Nu, a fost prost înseamnă. Dacă are ceva, înseamnă că a fost prost. Pentru că marea șmecherie a celor din Fierbinți este că s-au format atât de... s-au strâns atât de tare, încât la un moment dat... Tu stai seama că intră pe scenă, intră... Eram în rulot odată și a intrat Gigi. Gigi, e frim, e care e primarul Vasile. Și Bobol ia așa, auzi mă, nu s-au prins mă ăștia că tu habar n-ai, că ești și fără talent și fără nimic. Tot te cheamă mă și la sezonul ăsta. Și ăla zice, da bă, m-au chemat iar incredibil și eu să râs, dar mi-a dat mai mulți bani ca tine. Eu nu înțeleg bă cum e treaba asta, bă Gigi, acum ai zi-mă așa, întreabă, cum e păcălit mă halul ăsta? Bă și-au purtat o discuție foarte serioasă de o jumătate de oră despre acest Gigi cum n-are el talent. Gigi care este pute de talent, săracul, este și muncește de-i s-ar capacele. Dar nu se mai supără unii pe alții decât pe moment. Pe momentul ăla când i-a luat prăjituri. De ce ai mâncat mă două deserturi? Bulangiule. Aia da, se supără și aici chiar înțeleg supărarea. Bă, nu mânca bă două deserturi, dacă erau pentru fiecare câte unul. De ce ai mâncat tu două? Că ești mai gras. Asta nu înseamnă că ai motiv. Am înțeles că vrei să faceți și un profesor de muzică în sat. Un nou personaj. Nu. Nu. Oricând se poate schimba situația. Să știți că există acolo un profesor de muzică pregătit. La Casa de Cultură e nevoie de o mână serioasă. Nu e casa de o baghetă cultură. Serioasă. Nu e casa de cultură, e casa de incultură. Nu, casa n-are. Acolo sunt eu. Sunt perfect pentru aia. În beci, se țin murăturile sau vinul roșu? Și vinul roșu și murăturile, îți spun eu. Iată imagini. Acordeon sau un țambal? Țambal. Să intre țambal. Ți-ai dori o colaborare muzicală cu cineva de afară? În afară de Alexandru Sanz? Nu. Mi-aș dori să fiu pe scenă odată cu David Gilmour. Dă-i... Marius, dă-i telefon. Vezi că m-am uitat zilele trecute și a făcut o...
mare chestie în Veneția. Era un artist stradal care cânta la pahare. Și a venit Ghilmă și a zis, vrei să cânti diseară aici la un spectacol? Îți dau bani. Și el a zis, da. Nu trebuie cât îți dau, nu. Bine, diseară avem spectacol. A făcut... Pe bune așa a făcut asta? Și a cântat cu Pink Floyd. Bine, omul scotea niște sunete. Da, bestială, da. Și i-a zis Gilmore pe scenă, că l-au filmat și i-au zis, îl vedeți pe stradă în fiecare zi. Dar nu l-ați văzut niciodată pe scenă asta, e păcat să nu vedeți. Vei n-ai cum să fii un mare artist dacă nu ești generos, băi Brenciu. Absolut. N-ai cum. Incredibil. Și noi ieri am cântat cu un fost concurent al nostru de la Vocea României. I-am ridicat publicul, l-am ridicat și după aceea l-am s-a bucurat foarte mult. Practic, pentru că ai cântat în deschidere. Am cântat în deschidere. Mai ții minte că am cântat toată în deschidere la Marian Nistor? La botez la Nicu Dumitrescu a cântat Brenciu. Și după aia a fost invitat Marian Nistor, care a venit și a cântat și tot l-am chemat pentru cei de vârsta a doua, care s-au bucurat maxim. Și atunci toți am zis, Brenciu a cântat în deschidere la Marian Nistor. Da, da. Ceea ce a fost să... clipa de maxim potențial artistic al vieții exact, mele. Brenciu, da, dar asta până dimineața, mă rog. Bun, bine, cu Gilmore, dăm, o să rezolvăm situația asta. Mulțumesc. Dacă avea șansa să pilotezi orice avion, care ar fi visul tău? Nu. N-aș pilota un supersonic, nu. Dar nu pot. Cred că n-aș vrea să mă opresc. Știi că am gândit eu foarte mult timp că aș vrea un Cessna. Vreau un Cessna. Moș Crăciun a dus și mie Cessna și mi-a dat Moș Crăciun un Cessna. Pe cu patru locuri. Eu. Cu patru locuri. Da, nu de locuri. Eu vreau un avion mai puternic un pic, mai de viteză un pic. Cred că un Pilatus m-ar coafa foarte bine. Să-i spui lui Moș Crăciun, cum e ce Pilatus? 4 milioane de euro costă chel. Nou. Ca să facă cei care nu urmăresc. Cessna costând vreo 60.000 de euro. Acum probabil între 70 și 80.000. Și ăla costă 4 milioane de euro. 4 milioane, da. Nu, acrobație se face cu orice avion care este făcut pentru acrobație, adică să aibă aripă scurtă, să aibă aripă, să fie făcut într-un fel, adică să aibă o anumită, să fie instabil. Un avion care face acrobație este un avion instabil. Un avionul meu, de exemplu, nu se poate da peste cap. Deci dacă ești foarte, foarte, nu poți să-l dai peste cap, nu se dă el. Tu l-a duci până aici și am dat, aici intră, se angajează și cade pe o parte. Pentru că așa e făcut el. Are aripa foarte lungă. Are aripa foarte lungă, da. Deci 4 milioane costă. O să facem un referendum Pilatus. Și o să strângem bani. Are motor cu reacție cu elice. Este un motor cu reacție cu elice, cum sunt avioanele ATR-urile de Atarom. Dacă ar fi să inviți pe cineva drag alături de tine în avion ca să îl plin deasupra Bucureștiului, mm-hmm. care ar fi persoana aia? Da, sunt mulți. Sunt mulți pe care am invitat, sunt mulți pe care i-am plimbat, sunt mulți pe care i-am dus și... Unul pe care încă nu l-ai dus. Și ai dat altă perspectivă chiar a vieții. Poate n-a mers niciodată cu avionul. Au și niște copii. Sunt niște copii pe care i-am proiectat să-i plimbă, dar trebuie să-mi dea părinților scris că ăștia mi-e frică de părinți, mi-e frică, nu de copii. Da. Un coleg de-al fiimea chiar vrea să facă pilot și este nebunie, vorbește numai despre avioane și vreau să-l îi dau, poate cine știe, îl ajut să meargă înainte. Tudor, Alexandra, nu, sau cu pilotajul, ba, nu. Da. Ba da. Pe bune? Ba da. Ba da, sunt, se gândesc foarte serios amândoi. Se gândesc foarte serios. Mamă, ce înseamnă puterea exemplului, formidabil. Nu, e foarte simplu, le-am zis că având suportul meu, având avion cu care își pot face acumularea de ore, având toată lumea asta de aviație în care am intrat și care e foarte frumoasă, crede-mă, e mai frumoasă decât lumea artistică, incredibil, este o lume superbă, numai oameni extrem de pasionați. Unde mai găsești așa ceva? Nicăieri, adică și oameni foarte deștepți, având toate astea la dispoziție, este păcat să nu facă și că vor ajunge repede să câștige bani mai mulți, să se liniștească mai repede din punct de vedere financiar, că noi ne-am liniștit financiar pe la 30 ceva de ani. Dar cât câștigă un comandant de Boeing? Un comandant de Boeing ajunge după minim 1500 de ore de zbor la aceeași companie. Poate să câștige 7000-8000 de euro pe lună. Da. Dacă e la Emirates, asta înseamnă că este un pilot care are peste 10.000 de ore de zbor, poate să ajungă și la 14.000 pe lună, numai că nici la Emirates zbor mai mult decât 900 de ore pe an, cât ești obligat conform legii din ICAO. La Emirates poți să zbor și 1.000-1.100 de ore pe an. Cine vrea să facă pilot, vorbiți cu mine. Care este meseria pe care n-ai putea să o faci niciodată?
Nu, după chirurg. Cum te știu, chirurg? E legat de sânge sau de faptul că sunt prea multe de învățat? Cred că trebuie să fii într-un fel, să fii chirurg. Cu băieții pe velier sau cu soția la Paris? Cu băieții pe velier. Nu, no! n-ai înțeles bine întrebarea. Ce cu băieții pe velier. Da, mă, dar și cu soția, tot pe velier. Mama, ți-am construit imaginea de clar, perfect. Clar, nici nu se pune problema. Și eu cred că și ea preferă să plece singur la Paris decât cu mine. Crede-mă că ultima oară m-am dus la concert la Zaz, de ziua mea, și cred că ar fi vrut să fie singură la concert la Zaz. De ce? Eu sunt fan Zaz, ea știa că o iubesc pe Zaz, mi-a cumpărat bilete și nu știu, dar cred că s-ar fi simțit mai bine fără mine, că eu sunt... Vulcanic. Nu-mi place, mă, să merg pe străzi la cafea. Hai să mergem pe străzi, să bem o cafea. Câte cafele poți să bei într-o zi? Eu beau 6. Mai mult de 6 deja ți-e rău. Nu mai poți să bei. Câte cafele? Unde să mă duc iar să mă uit la... Am văzut muzeele toate. Am fost odată, am alergat cu prostul ăla de Simion, ne-am dus să prindem expoziția lui Picasso și am alergat că se închidea. Se închisese 3 ani. Am ajuns acolo și scrie închise, deschide, peste 3 ani s-a deschis. Atunci am ajuns eu, peste 3 ani. Să vedem Picasso, mamă, eu am o părere, specială despre Picasso și a trebuit să stau cu nebuna să vadă tot. Băi, mi se pare foarte interesant că noi am fost, am făcut deja două tururi de orașe, parcă, și ții minte că pe vremea aia respectivă, acum vreo 15 ani, eram... Când tu cu ea la porno. Brenciu și cu nevastă, vreau să intre la spectacol porno. Să merge, bă, de ce? Că suntem la Amsterdam, frate, și dacă suntem la Amsterdam, ce? Ce să caut eu la porno? Eu n-am ce să caut. Și amândoi au zis, ești bătrân, ești... Frate, nu merg. Nu merg eu la porno. Și, da, să vezi când a intrat Brenciu, noi eram 12 oameni, a intrat Brenciu în cartierul roșu, erau toate fetele la geam, superbe, superbe. Andrei a început să plângă că fetele alea sunt ostracizate. Zic, bă, nu. Și Brenciu cânta Love is in the air. Au ieșit alea pe geam, se uitau, oh. Eu mă băgam. S-a băgat în seamă cu toate, au făcut toate cu mâna. Au fost da, 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 mă rog. Am zis, așa. Hai că asta în episodul următor, după publicitate. Mai spune. De ce? Deci știi ce, e mișto că ăștia se bazează cu eu, uite, numai că eu nu uimit pe mine, mă întreabă elefanții, mă, ce uită. Așa, eu, da, elefantul Jumbo. ultima întrebare, cât va ține spectacolul tot de pe 25 martie de la Sper că maxim o oră jumate. Cu ăstea pe care ți le-am dat eu, aia în spaniolă și aia în grecească, se duce la 2 ore de spectacol. O să ducă probabil cu 2 ore, dar nu, eu sper o oră jumate. Așa e bine. Să nu se plictisească oamenii în sală. Dragii mei, ne aflăm la un moment senzațional. De ce? Pentru că ce n-a făcut acum face acasă. Simple sunt de ajuns. Nu mai nu pentru tine. De ce ai făcut brigiul ăsta așa greu? Vreau să zic același cerseni. A fost Mihai Mărginanu, un om pe care niciodată nu o să-l cunoaștem pe de-a întregul. Ca un fulg în palma ta. El este un om cu mare suflet, nebun câteodată, simpatic, actor, amator, nu, dar își dorește să fie profesionist în toate domeniile. El s-a dus cu avionul, el s-a dus pe catamaran, pe velier. El s-a dus peste tot pe lumea asta. Știe insulele grecești pe din afară. Nu caut. Un om plin de surprize. Nici alte motive. Ca să ce? Ca să te iubesc. Refrenul zice așa. Orice vise de orice vise aș avea, lucru simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. Mi-e de ajuns doar muzica. Muzica. Mi-e de ajuns privirea ta. Privirea ta. Lucru simple. Astăzi alături de noi a fost la pian Marius, la chitară Cristiano Ronaldo, l-am avut astăzi la acordeon pe Alin, iar la tobă pe Vali. Astăzi guest star a fost Michele Bișan Placido. Îmbora-ba-ba. Băi, ți-am făcut și dulce. Vrei dulce? Vrei dulce? Nu vrei dulce?
Mie-mi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața de lângă perna ta. Îmi place tu așa cum ești, când mă cerci și când mă ierși și speranța că nu te vei schimba. Come on! Nu caut mistere să le dezleg, nici după chimere nu vreau să alerg. Hai Mihai! E de ajuns privirea ta, lucru simple voi păstra. Eu sunt Hore din Brașov. Horia, Brenciu și Crișan. La skipper, pentru skimmer. Skimmer. Pentru skimmer. Mai, atâta n-am, nu m-am gândit la nimic. Ce scrie acolo? Skimmer, skimmer. Mihai Mărginanu, eu sunt. Așa m-a chemat pe tata. Când mă doream, când îmi spuneam. Da, perfect. Gata? Da. Așa, ce faci, Michele? Te-am prins, Michele! Michele! Da, o să facem o poză și cu Michele. Michele, vină cu alte alte, să facem o poză. Mamă, și ce faci? Lasă-te, Michele, asta nu uite, o să uite-o. Deci nu am mâncat nimic toată ziua. Hai, nu știi că o să vede, vede. Vino, faci. Vieni, comera, foiera, da.